Vă salut! Bună ziua! Bine ați venit prima ședință Consiliul Local. Ea a fost la mulți ani. Am convocat astăzi chiar în ședință de Consiliul Local pentru a încerca să rezolvăm criza asta care s-a evit și la nivel local, generat, bineînțeles, de situația de la nivel județean. Și am lăsat așa cam pe lucru la zis, să vedem cam ce se întâmplă în exterior, ca să vedem și noi ce ne vom lua. Dar ați văzut cum are majoritate din material se referă la situația Adisului și o să vă explic la momentul potrivit ce se întâmplă, cum se întâmplă. Să rog doamna președinte pe aceste dispoziții. Bine, mulțumesc, pentru că anul ăsta să ne înțelegem mai bine, să facem lucruri mai benefice decât până acum. Dispoziția numărul 22 din 25 ianuarie 2019, privind convocarea ședinților ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Ceașului, pentru joi 31 ianuarie 2019, începând cu ora 16. Primarul Comunii Mănăstirea Ceașului, județul Bacău, având în vedere adresa numărul 98-11-2019, cuvântul de Inspectoratul Școlar Județean Bacău, prin care s-a acordat avizul conform privind organizarea rețelei școlare din Comuna Mănăstirea Cașin pentru anul școlar 2019-2020. Dispozițiile articolului 61, aliniatul 2 din Legea Educației Naționale, numărul 1 din 2011, și completările următoare. Dispozițiile articolului 24 din ordinul 5.235 de 2018, privind metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de ante preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020. Adresa numărul 614566 din 12-12-2018 a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitățile Publice. Hotărârea AGA AVIS Bacău numărul 21 din 19-12-2018 privind aprobarea defalcării pe OATUR a sumelor necesare plății facturilor operatorii de salubrizare SC, compania Rompres Servis ESA și Ecosud ESA București. Adresa Consiliului Concurenței numărul 17001 din 18-12-2018. Prevederile Directivii Consiliului European numărul 1999 din 31 privind depozitarea deșeurilor transpusă în legislația națională prin hotărârea Guvernului numărul 349 din 2005, privind depozitarea deșeurilor, prevederile ghidului solicitantului, axa prioritară 2, post medium de investiții, legea serviciilor comunitare de utilitățile publice numărul 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare. Legea privind serviciul de salubrizare a localităților numărul 101 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare. Legea numărul 227 din 2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolului 11.35, articolul 36 aliniatul 2 litera C, D și E, aliniat 6 litera A, punct 14 aliniat 7 litera C, articolul 45 aliniat 2 litera F, al articolului 61 aliniat 2, al articolului 63 aliniat 1, al articolului 63 aliniat 1 litera D și 5 litera C și al articolului 115 din litera A din legea numărul 215-2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare.
ordinară joi 31 ianuarie 2019, începând cu orele 16 în sala de ședințe de la primărie, având pe ordinea de zi următoarele proiecte de hotărâre. 1. Organizarea rețelei școlare de Comuna Mănăstirea Cașa în județul Bacău pentru anul de învățământ 2019-2020. 2. Acordarea unei subvenții din bugetul public local pentru funcționarea serviciului cu puncte de salubrizare. Punctul 3. Aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180 din 2357, din 6-5-2015 și aprobarea tarifelor de modificare ale operatorului SC Compania Rompres Servicii ISA. Punctul 4. Aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău. Punctul 5. Aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019. Punctul 6. Aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare cu ECO Sud ESA. Punctul 7. Actualizarea domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău. Punctul 8. Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform legii numărul 416 din 2001, privind venitul minim garantat. Punctul 9. Aprobarea planului de acțiuni care vor fi desfășurate de către persoane sancționate, condamnate, să efectueze muzică, muncă în folosul comunității. Punctul 10. Aprobarea diviziunii devizului general privind valoarea totală a investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1, Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Punctul 11. Aprobarea devizului general defalcat pe surse de finanțare privind obiectivul investiții și modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1, Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi comunicat în termen legal instituției prefectului județului Bacău și instituțiilor interesate. Da. Ce este? Da. Împotriva obținerea. Bine, dacă scoate. De acord? Așa, dacă sunt comentarii la procesul anterior. Obiecțiuni? Obiecțiuni? Nu. Da, haide să fac eu încă o dată ce legea așa în discuții cu punctul 1, nu? Punctul era la bune ceva școlară, nu? Avem adresă 6398 a Inspectoratului din 19-2019 către Consiliul Local Mănăstirea Cașa, având în vedere dispozițiile articolului 61 de legea educației, propunerea privind organizarea rețelei școlare de învățământ pe universitar din anul 2019-2020, dispozițiile articolului 24 din ordinul 5235 privind metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământ pe universitar de stat, evidența efectivelor de rate preșcolar și elevi școlarizați în unitățile de învățământ de particular, precum și emiterea organizării rețelei Consiliul de administrare rețelei unităților de învățământ pe universitate stat pentru anul școlar 2019-2020,
Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, ședința din 11 aprilie 2019, a hotărât să acorde avizul conform privind organizarea rețelei școlare din unitatea noastră administrativ-teritorială, forma prezentată în anexa 1, lista unităților de învățământ pe universitate pentru care se acordă avizul conform anului școlar 2019-2020. După emiterea avizului conform, Consiliul Local al Unității noastre administrative-teritoriale trebuie să emită hotărârea Consiliului Local pentru ca obiect organizarea rețelei școlare din baza noastră de competență. Legalitatea actului administrativ este condiționată de emiterea anterioară a avizului conform. Hotărârea de Consiliu va fi comunicată Inspectoratului Școlar Județean Bacău în original. Cele două școli, Școala Gimnazială Regina Maria din Măstrea ca și Școala Gimnazială numărul 2, ca și structură organizatorică. Prima este cu personalitate juridică, iar cealaltă este arondată Școlii Regina Maria. Și ambele forme de proprietate sunt publice de interes național și local. Aici avem documentația înaintată de școală cu cifrele de școlarizare. Deci avem existent copii între 94 de copii, din care existent în 2018-2019, din care în vârstă de 2 ani 4 au fost trecuți aici, 3 ani 20, 4 ani 35, 5 ani 27, 6 ani 4, prognoză pentru 2019-2020, 26 de 3 ani, 24 de 4 ani, 36 de 5 ani. Planul de școlarizare, grădinițe cu program normal 2, număr de grădinițe 2, arondate, nivel preșcolar 36 ani. Probabil au fost una să rămână cu în 2019-2020. Număr de grupe 4, grupa mică, o grupă mică și două grupe mijlocii, o grupă mare, cu un total de 94 de copii, la grupa mică 24, la grupa mijlocie 43, la grupa mare 27. Poate că e două clase, nu? Da. Pentru număr total, da. Învățământul primar. Existent în 2018-2019, număr de clase 4, număr de elevi 64, clasa pregătitoare 1 cu 17 elevi, clasa 1 1 cu 15 elevi, clasa 2 1 cu 18 elevi, clasa 3 1 cu 14 elevi. La propunere pentru 2019-2020, 4 clase, 64 de elevi, una cu 17, clasa 1 cu 17, clasa 2 cu 15, clasa 3 cu 18, clasa 4 cu 14, clasa... Așa... Deci ăsta este primul, da? Gimnazialul. Gimnazialul 5 clase, 102 elevi, clasa 5 o clasă cu 20, a 6-a 2 cu 36, a 7-a 1 cu 18, a 8-a 1 cu 28, existentul. Propuneri 6 cu 117, 2, la 5-a 2 cu 43, la 6-a 1 cu 20, la 7-a 2 cu 36 și la 8-a 1 cu 18. Da. Anexa 11B. Întoțelor de măsuri personalitate juridică vor funcționa 2019-2020. Regina Maria cu număr de grupe de preșcolar, preșcolar, clase de elevi 11, 249 de elevi.
La numărul 2, 10, grupe, total 21, 183. Prin faptul că la o asemenea discuții care avem vis-a-vis de viitorul școlii noastre în comună, nu este prezent în acest consiliu directorul școlii. Și chestiunea asta văd că persistă și în anii trecuți. Directorul școlii lipsește la asemenea ședințe. Asta denotă două lucruri. Este în evidență două lucruri. Acela că ori ne sfidează pe noi, consilierii de aici, și asta este un lucru grav, ori este irresponsabil sau nu știe despre ce este vorba, este total în afară, și asta de asemenea este foarte grav. De exemplu, din rândul consilierilor, probabil că ar fi trebuit, sau se ridică anumite întrebări, la care numai directorul ar fi trebuit să știe să răspundă. Sunt nemulțumit total, față de faptul că directorul școlii nu participă la această ședință. De exemplu, i-aș fi pus o întrebare vis-a-vis de condițiile care sunt la diverse școli, care este populația școlară la ora asta în comună, cum face el ca exodul de copii, de elevi să fie din ce în ce mai mare către Onești, lucru care destabilizează școala noastră și multe astfel de întrebări pe care directorul trebuie să răspundă aici. Deci sunt nemulțumit de faptul că directorul nu este prezent, pentru că el ar fi trebuit să prezinte raportul acela pe care l-a prezentat domnul primar, pentru că trebuie să vă spun de niște citiri așa, nimeni nu reușește să fixeze câți copii elevi sunt de clasa a 5-a, a 2-a, da, asta v-am spus eu, nu, într-adevăr, sunt anumite chestii punctuale, pentru că sunt anunțat, domnul director. Păi, anunțați domnul primar, dar trebuie să fie aici. Am înțeles, dacă vizionul de rețea aveți, păi, ce să spun despre rețea? Rețeaua este din ce în ce mai mică, numărul de elevi în comună este în continuă scădere, și de dovadă putem să spuneți cam ce populație de elevi avem în comun. Cât sunt? Vreo 600 sau cât sunt? 450. 450, iar. Da. Înainte era peste 1000, acum a ajuns la 400. Deci, învățământul comun a Mănăstirii Acașin se află într-o degringoladă, într-o coborâre cu pantă foarte mare. Da. A terminat? Da. Spune-mi. Mi-aduc aminte că doamna Iotache de Vincea, cu niște prinții prezentate aici situația școlară. Chiar mi-aduc aminte, am pus întrebări că de ce unii au fost mai rămas de repetenți, nu s-au ocupat profesorii dintre acuturii, se mai salvez din ei, și mi-am dat un răspuns. Deci era foarte bine să susțin aceeași situație, era bine să vină domnul director, dar noi cel puțin nici nu cunoaștem cum arată directorul ăsta. Dar dacă nu o să trimit o poză aici, să vedem cum arată omul ăsta. O să facem un raport. Păi, dar serios, să vină, vorbesc și eu, să vină, să participe și dânsul și avem diferite întrebări, să punem, să ne dea răspunsul dânsul. Nu prin dumneavoastră trebuie să ne dăm. Am înțeles, la rețeaua școlară, da. Într-adevăr, rețeaua școlară s-a redus foarte mult, eu zic că și din cauza că tineretul au plecat în afară și plus că stimulentele astea nu sunt destul de avantajoase, deci mă refer la locații, la drepturi, nu sunt mici. Dacă s-ar gândi guvernanții să stimuleze tineretul mult mai mult și copiii, cred că ar mai crește natalitatea. Cred că la nivel de țară se întâmplă treaba asta, dar noi, la nivel de comună, într-adevăr, e ceva alarmant. Deci, nici la jumătate nu avem copii care au avut în anii trecuți.
Cam atât am. Mai dorește cineva să mai apun? Da, să puneți la mână. Ce nu este? Să ține cineva potrivă? Să ține domnul. Potrivă? Și eu. Acordarea unei subvenții din buget public local pentru finanțarea serviciului public de sanitizare. Da. De fapt, o să intru în toate cele șase care sunt de la 26. Ați văzut și dumneavoastră, începând de săptămâna trecută, s-a intrat într-o criză acută a sistemului, într-o criză acută de sistem, condiționat mai mult de neplata datoriilor membrilor adis către cei care au prestat serviciu. Vă spuneam la ședința anterioară din luna decembrie că s-a luat deja măsura pochirii conturilor abisului și inclusiv a terților pochiriți, înțelegându-se prin asta chiar și noi, cu atelorile componente. Mai mult, săptămâna trecută, s-a lăsat apă de jos, s-a luat decizia, începând de vinerea trecută, să nu se mai colecteze absolut nimic. Chiar și eco Trestul sau cum îl cheamă, Ecosud și-a închis porțile pentru o perioadă de o săptămână și-a trimis oamenii acasă până la rezolvarea situației. Evident că luni a avut loc la nivel județean o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde prefectul a convocat președintele Consiliului Județean și, bineînțeles, cei doi manifestatori, Romprescu și Ecosudu, stabilindu-se ca o măsură urgentă, recuperarea și satisfacerea serviciului acolo unde nu sunt datorii. Bineînțeles că sumele sunt sume colosale, sume foarte mari, începând de la câteva zeci de mii de lei, gen vă dau exemplele din jurul nostru, ca și mai avea 70.000, Buciu, iarăși, cred că 70-80.000, Ștefan cel Mare cu 110.000, mă dau, și noi, inclusiv noi, da, inclusiv noi. Și o să vă explic și de unde vin sumele astea, adică de unde spune că vin sumele astea. Cert este că Oneștiul are o sumă de 22.700.000, aproape 2.800.000 de lei, sumă de 28.000 de lei. Și, bineînțeles, ceilalți mari datori, deci care vi-a amintit, dar Băneștiu, Măineștiu și așa mai departe, care, practic, au adus sistemul în situația asta. Noi figurăm cu o prestanță de 101.000 de lei. Restanță, bineînțeles că noi ne-am plătit la finele lunii decembrie, așa cum vă spuneam, noi nu, dar amintiți-mă că v-am spus și la ședința de anul trecut că ei încearcă să ne scoată o sumă diferență. Iar ei spune așa, bine, anul trecut ai dus o cantitate de 853 de tone la ai transportat-o. Asta înseamnă că ai mai mulți contribuabili decât ai declarat. Pentru că noi declarasem 4.099 de oameni la locuitori permanenți. Ceea ce înseamnă vreo 5.600 am făcut eu în calcul. Deci eu au luat exact suma care a ieșit la... Au luat exact populația care a ieșit la recensământul din 2011. Și au calculat... Nu mai sunt atâția, e clar. Cert este că la ora asta, noi figurăm la ei cu o sumă de 101 de datori cu 101.000 de lei. Deci noi trebuie să luăm de bază cântarul lor. Ce-au cântărit ei.
Nu avem treabă cântarul. Noi, bineînțeles cântarul, da. Absolut. Nu există. Gândiți-vă că un punct de cântărire, dacă ați dat ca să faci un punct de cântărire, are înseamnă verificat metrologic, contestație și așa mai departe. Nu se fac mare manevre, pentru că toți încercăm să ținem cât de cât în, să verificăm lucrurile astea, da? Sunt cei care au gen Ștefan cel Mare, care au aici comunitate, da? Și și-au pus câte un port, s-au dus la cântăriri la Șanus, diferenții, ca să zici, că vezi doamne din Șanul la cântare, dacă la asta vă referiți. Nu există așa ceva. În primul rând, toate sunt filmate, toate sunt înregistrate. E greu să cred eu acum că cineva încearcă să te fure cu 200 de kg de un om sau cu 300. În fine, cert este că înregistrăm datoria asta. Mai mult sau mai puțin legal. Eu chiar vreau să evidențiez chestiunea asta, pentru că mie personal nu mi se pare în regulă și chiar mă gândeam la un moment dat să nu luăm în calcul absolut nimic, dar din discuțiile și chiar mă gândeam foarte serios, chiar am luat în discuții cu cei de la ADIS o eventuală ieșire din sistem. Numai că, bineînțeles că vin celelalte repercusiuni, ca să zic așa. Un calculul tuturor datoriilor, ceea ce nu ar fi, cine știe, ceea ce n-ar fi ceva de speriat. Noi n-am avut gropi închise de ei, în afară de faptul că am avut pubelele astea care s-au dat în teritoriu și care de la au trecut 2 ani de zile de când le folosim, ba, intrăm în al treilea an deja. Așa, asta nu înseamnă o reducere a... A trebuit să calculeze uzură la ele, normal. Așa. Și ce mai avea de plată? Cam atât. Nu știu, s-a avansat, eu știu, să ținem parte din proiect. E exclus pentru că noi am fost parte, dar n-am beneficiat de, în afară de problemele astea, nu? Dar cea mai mare problemă care se pune este că nu ai unde să duci. Da, deșeurile. Deci s-a spus clar, dar ne căutăți în altă parte, gen, Covasna, Vaslui, Francia, pentru că teritoriul cu Universul Bacău nu o să ai unde să descarci, nu o să ai unde să depozitezi. Este exclus. O să vă explic eu că am încercat și chiar și o chestiune cu Oneștiul, la care am fost pasat elegant, de viitoare colaborare, dar o să vă explic eu mai târziu despre ce vă dați cu asta și nu cred că are un viitor. Cert este că la ora asta, acum, în momentul ăsta, dacă mă întrebați și eu am o săptămână de când mă consult cu unii și cu alții, noi chiar aici am invitat săptămâna asta și agenții economici de pe teritoriul comunei, ca să consultăm pur și simplu cu ei vis-a-vis de modul de acțiune, întrebăm și cetățenii comunei cum văd ei situația, toată lumea ne îndeamnă la reducerea cantității de deșeu. Pentru că începând de la 1 ianuarie se va plăti la tonă, nu se va mai plăti la persoană. Da? Se va plăti la tonă și în funcție de cantitatea de deșeu pe care o avem dus la depozitare, la sortare, atât vom plăti. Însă mi-e greu să cred în condițiile în care în 2017, am avut 723 arhitectori. Iar în 2018 am avut 850 de toane, deci am crescut. Mi-e greu să cred că voi scădea, deci în 2017 am avut 789, 790 de tone, iar în 2018 am avut 823-824 de tone. Deci o ușoară creștere față de 2017, da? Dar în cazul în care
să zic, nu să zic, obligatoriu să trebuiască să trecem la o sortare a deșeurilor. Deja am luat ceva măsuri. Eu estimez că am putea să scădem cu 30%, ar fi ideal să scădem cu 30% cantitatea de deșeuri. Asta ar însemna să dăm deoparte tot ce înseamnă plastic, carton, sticlă, metalul ăsta, nu mai vorbesc, astea sunt rare, Și vin alții care să le ia, bineînțeles, pentru că vom prestu nici ce bani pentru chestiunea de astea, da? Dar, erau două tipuri de acțiuni. Unul, să aducem mașinile acasă și să colectăm noi. Noi deja am făcut adrese de retragere a mașinilor, mașinile sunt funcționare. Mai mult, cei care le-au folosit au mai pus și niște piese de ele și au rămas așa, rămân. De exemplu, la Târgov noi am pus cauciucuri pe față și bateriile, da? Am stabilit cu ei, lasă tot, luni aduc mașina cu Slăricu, la fel. Spune, doamne, astăzi mi-am pus adresă, noi am plătit și asigurarea până la 6 luni de zile. Da, nu în considerare că am crezut că ne prelungiți contractul. Nu ne mă prelungiți, rămâne așa. Și ar însemna să luăm măsura de a intra noi să colectăm, ceea ce înseamnă materiale reciclabile, cu o mașină, să zic, colectăm plastic, cu o mașină colectăm carton și hârtie. Dar asta ar însemna, ne mai trebuie 2 oameni, clar, pentru că nu ai cum să operezi. 3 măcar minim 2 oameni. Am făcut un calcul minim, pentru că 2 șoferi sunt și îți mai trebuie cel puțin manipulat fiecare mașină. Da? Deci minim 2 oameni mai trebuie. Asta ar însemna cel mai mult de anul când ai în fondul de salarii și la un salariu minim de economie mi-ar trebui în jur de 7.500 de lei de fiecare lună. Nu mai punem faptul că ne trebuie, zic, să o strebească 200 de litri de motorină pe fiecare lună, unii iarăși se mai ridică la 1.100 de lei. Deci asta minim minimorul, ca zic, nu mai pun în cap o viniete, o asigurări și așa mai departe, da? Eu știu, piese de schimb și așa mai departe, da? Deci asta este un cap de 9.000 de lei. 9.000 de lei lunar. Atâtea cartoane și vărtici, la noi sunt birocrații și utilitare. Da. O să avem surpriza. O să avem surpriza să găsim. Și doar menajerul atâta, bă, se apune cartoane și pietruși cu... Domnul consilier, ascultați-mă că o să vedeți că... Așa. Deci o să avem surpriza. Societății atâta au cartoane și cu astea. O să avem surpriza, domnul consilier. Dacă vă uitați la dumneavoastră, puteți să găsiți și la mine. Să găsesc un carton, dacă nu un carton. Un carton am toată niște. Îl băgăm pe foc. Dacă nu puteți ideea în foc sau ce faci? Da? Am da? Nu puteți da? Să dați foc în grădină, pentru că v-am nu, haideți ca să nu fac. Nu, nu e exact. Cantitățile foarte mari și greutățile foarte mari rezultă din deșeuri din construcții, unde populația ducea, începând de la recipsuri și spărători și acolo, așa, le încărcau în tomberoane și le băgau la transport, plus diverse reziduri, da? Dacă el îți mătura în cut și îți băga balastul și băna, lua și îl duceai la top, automat se cântărea. Deci, misiunea noastră principală va fi ieșirea în teren și însoțirea fiecărei mașini de colectare. Educație. Începând de la ei. Facem cliente, deja am luat măsura de a face niște cliente pe care să le mânăm, plus însoțirea mașinii, asta cred că este cel mai important lucru. Atenționarea agenților economici, iarăși vis-a-vis de colectare, pentru că spuneam și agenților economici, ei făceau contractul cu rom restul, da? Dădeau o cantitate minim acolo, restul Dumnezeu cu mila. Adică mare parte din deșeul care se regăsește la populație, se regăsește de la agenții economici. Dar, de total, cam asta este situația.
Acum, ca să te blocăm, sau ca să nu te blocăm, ar trebui să aprobăm subvenția asta pentru suma de rămasă de anul trecut. Din ce m-am interesat, am văzut Oneștiu, am înțeles că a plătit astăzi. Cașinul a aprobat astăzi, a avut ședință dimineață, a aprobat, o să plătească mâine. Dacă se aprobă, oricum, măcar în două tranșe să facem plata, pentru că dintr-o singură tranșă nu am. 101.000 de lei. 1.000 de lei. Restanță, nu? Da. E restanță de la ei. Restanță din punctul lor de vedere, nu din punctul nostru. Noi avem zero, avem, chiar m-am uitat pe ideea asta. Deci din punctul nostru de vedere... Păi, dar contractul prevede așa ceva, că ei pot veni cu sume după, dacă noi am achitat tot ce a fost? Deci o să facem noi pierde de acolo. Păi tocmai asta este, nu există un contract? Scrie undeva în contract că firma aceasta are dreptul să impună o sumă restantă? Nu firma. Deci nu firma. Dar cine este? Atisul. Cine este? Dar Atisul ăsta cine este? Asociația de firmă, nu e asta problemă, că e firmă sau asociație. Dar scrie în contract, deci încă o dată întreb, scrie în contract... Ei se bazează pe un articol de regulament, clar, se bazează pe... Păi tocmai asta vreau să știu, scrie în contract, în condițiile în care eu, poate n-am înțeles eu bine, am înțeles că noi plătim gunoiul la persoană, nici de cum la cantitate. Deci până la 31 decembrie, calculul se făcea la persoană. Da. Păi bun, la persoană. Și de ce avem restanță dacă noi am plătit la persoană? Pentru că diferența, v-am spus, am avut anul trecut 853 de bani. Păi bun, deci, dar noi am plătit la persoană până atunci. Deci asta înseamnă de la 3 ianuarie. O persoană produce în medii o cantitate. Da, asta este. Presupune că nu știu să spune. Adică, spune așa, că producerea trebuie să producă 10 kg de deșeuri și nu. Dar persoanele astea din comună, eu cred că există o situație cu persoanele. Dumneavoastră cât ați declarat acolo ca persoană? Ca și număr de persoane. De ce să spun că am persoane, că îmi spun că am două persoane? Păi dar spune că plătim mai mult, pentru că se consideră că avem mai multe persoane și nu le-am declarat. I-a luat cantitatea. Păi atunci, eu am contractul pe cantitate și cam pe persoană. Ideea este că dacă iau în 2018 lor, de 790 de tone, produceam 750. Nu mai vedea bani la bani? Tocmai, deci nu foarte. Dacă aveți contract. Deci omul a pus mai mult gunoi la poartă decât avea. Deci toată lumea, pe lângă aia am mai pus încă 10 saci. Am pus o dată, dar sunt persoane care le-au pus. Eu cunosc persoane care au o cum de gunoi. Chiar cunosc persoane. Am pus o dată. Nu mereu. Este fote pe anumite persoane cât trebuie să dacă aveți contractul la neoamnă, nu spuneți și nou articolul acela care le dă voie. Regulamentul. Articolul și regulament care le dă voie să ne impună nouă suma asta. Nu mai știu exact, ați spus din... Deci s-a plătit din bugetul local. Deci chiar și pentru aceste persoane s-a plătit. Dar eu nu văd de unde se iasă o sumă atât de mare. Noi la 31 decembrie, da? În toate noturile care le avem, figuram cu 0 lei. Da? Am plătit absolut tot ce înseamnă. Ei au spus o situație privind... situația OAT-urilor din zona de prestație au prins privind taxele de salubritate, restanțe și repartizarea deficitului. Deci, nu, stați un pic. Nu, deci acest înseamnă că asta 101.000 de lei. Nu e a noastră, e pe șoanții. Așa
situații care noi poate n-am putut de românești, fiecare are de s-a calculat. E calculat pe fiecare, nu există UAT ca să nu aibă calculat. Dacă nu plătesc eu pentru dămâne sau plătesc eu pentru condițiile care am un contract. Nu le-ai și pasența, vorban. Eu sunt pe zero, ți-am plătit tot. Cum e? Poți să faci un calcul la sfârșit de an, dar m-am înțeles. E domnul senator Berea, nu-i de ajuns, nu aș fi de ajuns bani. Certezi că trebuie să faci niciodată. Nu știu nici poate să vorbești fără să... Dar nu, așa este. Acum, în momentul de față, îl depozitează într-o curte a lor. Acum. Au voie de la mediu să facă treaba asta? Au platformă betonată, l-au colectat din oraș și l-au depozitat undeva, în momentul în care se apără. Da, tot la bătă. Dar uitați-vă că, de exemplu, Târgu Ocna au livrat și 600.000 de lei, 6 miliarde. Și ei fac parte din analist. Da. Toți au livrat. Bun, ideea este, într-adevăr, din punct de vedere juridic, dacă ai lua-o, și am discutat un pic și cu juriștii, cred că s-ar putea obține derogare de la plata. Cred. Instanța va putere. Problema este noi, la ora asta, avem pus, suntem puși în posibilitatea să faci semn. Și dacă nu plătim suma asta, cu siguranță nu se va face semn. Și încă o problemă. Să presupunem, toate UAT-urile aveau datorie, da? Da. Să presupunem că niciun UAT nu plătea. Ce făcea adisul acesta? Ce se întâmplă? Aliment. Spuneți. Adică pentru ce să... Directorul la Dișo nu emisie. Poftim? Directorul la Dișo nu emisie. Bun. Da. Ce nu emisie? Mergeau în instanță, mergeau în instanță pentru recuperarea datorilor. Păi și dacă mai înainte spuneați că e posibil să câștigăm în instanță. Dacă ați spus foarte bine că e posibil. Păi e posibil. Păi dacă e posibil. Când ce ați spus acest? Ați dureze și jumătate, ar v-ați dureze și trei ani. Nu să dureze. Nu știu, eu cred că e... Nu se pare corect să plătești o astfel de sumă în condițiile care mi-am plătit și sunt eram prezent. Deci eu ne-am hotărât gunoiul la tine. Păi tocmai. Ce fac gunoiul în general? Păi ce fac gunoiul? Nu sunt eu vinovată. În condițiile care câștig procesul, nu sunt eu vinovată că nu am unde depozita gunoiul. Această asociație să răspundă. Trebuia să ia în calcul lucrurile. Admite-mi ideea cea mai bună. Favorabilă. Favorabilă, da. Dacă nu știi la procesul, este un lucru mai făcut. Domnul secretar, dar e ce l-am gândit? Păi da, dar ce e la mine? Suțin, dar toată... Dacă vină lunar cu cântar, domnule, s-a luat atâtea tone de mănăstirea, faci în luna asta, luna viitoare, și atunci noi nu făceam un calcul, făceam... No, sincer este... Exact, devenea situația bună. Când am văzut lui Loiu, e diferența foarte mică, nu e foarte mult de tone. De la 700 de ori. Eu ce știu de până avem toți. E 20 de ori. E o mașină de cum e. Aici ce este undeva scrisul? Dacă eu am plătesc pe persoană, deci nu mi-au făcut la nu te interesează pe tine că eu am produs cu 30 de ori. Eu mă gândeam că e prea mare. 30 de ori mai mult. Dar poate i-am făcut un plan. Domnul Scăvântic, dar poate eventual unii sunt 3-4 persoane, nici nu au pus atâta gunoi ca să spune. Și-au rămas un deficit de cu omul. Când am adunat pe urmă, au fost 780 de tone. Când am adunat ei 800, e vorba de 20 de tone. Nu e o mare ingamenie, 20 de tone. Păi cum, 20 de tone costă un miliard? Un miliard și 100, dar noi vorbim de... E sumă mare aici. 2007. Păi, bun, ca și dar fac și eu. Ce gunoi în plus costă un miliard? 2007. Ce mă mai? Costă un miliard? 2007 de euro. Încă o întrebare. La sfârșitul anului, eu nu mai rețin să se discutați lucrul acesta. Am fost la fel, dator, la sfârșitul anului... Precedenți 2017? Nu. Și de când este datoria asta? Numai de 2018? Da. Pe ce cantitate de gunoi? 30 de tone. Pe 30 de tone? 34 de tone. Și 1 miliard pe 30 de tone? Pe 5 de tone. 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 5
26 de tone. Nu iese paciența acolo, cum trebuie și au nevoie de bani, nu mai pentru ei, ci pentru alții. Ce trebuie să dăm oameni? Spun, domnule, n-au ce face cu noi, trebuie să ne dea bani, trebuie să fie focul de cu noi. În 2017 au fost 790, 799,5. În 2018 au fost 825,7. Care este și 20? 36 de tone, da? Și considerați că 36 de tone din urmă costă 1 miliard? Nu știu, deci nu știu, nu știu ce să zic. Deci, suma asta este impusă, toate scopuri. Și 30 de tone vor ține la 12 luni. Frăciune, frăciune de față. 30 de tone la 12 luni cât vine. O tonă și... Bun, și câte persoane? Să presupune câte persoane produc 30 de tone din gunoi. Să zic într-un an. Pe lună. În plus. Asta e frăciune curat. Nu, nu, nu neapărat e frăciune. Se poate, domnule, să fi fost mai mult. Da, a produs unul mai mult gunoi. Nu a greșit la cântar sau eventual la calcul. Sunt a pus cea domnul primar, așa înseamnă altă forță de muncă, să ai un om care să se părăsă în mașina de gunoi. Dar nu trebuie să urmăre, da, vreau să vorbesc și de că am auzit o mașină, o persoană să însoțească mașina de gunoi. Există șofer și am, într-adevăr, o persoană care manipulează, da? Dar de la noi, o persoană de la OAT. De la noi. De la noi. Dar pentru ce să fie o persoană de la asta, dacă ai omul care încarcă gunoi, el nu se poate uita doar de gunoi? Nu, opresc, nu are intenție, are tot interesul să-ți ia tot cu noi, ca să-ți facă. Nu, hai văd la cântat. Pe noi ne interesează tot capitalitatea, noi ne interesează aici. Poliția locală de la Ștefan Cernate, preia mașina când vine să vadă că este goală, o încarcă, se duce cu ea la Ecosud, o cântărește, vede cât este scris. Dar eu mă referam la ceva. Că la un moment dat domnul primar spunea că, bun, trebuie să șoferi sunt, trebuie să mai angajezi două persoane. Da, șoferul nu mă lăsați să te... Așa. Facem noi serviciu. Da, pe în cazul în care facem noi serviciu, da. Și mai vorbea aici de, ună, mai trebuie și ună însoție, un cineva să însoțească mașina, nu la asta vă referați? Nu, nu. Bine. Eu am înțeles că pe lângă manipulant și șofer să mai fie încă unul care să vadă... Nu, important. Bine. Sunt două faze. Da, am înțeles treaba. Unul, reciclabilul și pe care să facem noi treaba, iar luăm prestul să-și continue sâmbăta să-și facă colectarea deșeului menajer, dar însoțit de noi. Deci, oamenii primari. V-ați înțeles ca să vadă exact ce e acolo și plus de asta să facem o educare. Dacă noi îl sortăm, nu e același preț? Stați puțin, că și până acum să știu că n-ați fost aici. Ți-a picat de tate, nu ți mai ia. În contract prevede că... Nu. În contract, așa se prevede, că această asociație ridică gunoiul selectiv. Așa este în contract. Ok. Păi să le iau să se le iau. Păi stai, păi să le iau mai de multe ori să le iau. Deci, așa, deci noi am plătit să ne ia gunoiul, iar gunoiul trebuia ridicat selectiv de când am făcut acest contract. Ei, bineînțeles că ei n-au... Păi nu l-am selectat. De ce? Pentru că ei veneau și puneam o grămadă. Și pentru ce se chinuie omul să-l selecteze în condițiile în care ei nu trimiteau mașină pentru plastice, mașină pentru alt. Dar noi am plătit pentru că în contract se prevedea așa ceva. Băcat că au venit mai multe ori și pentru clase și pentru astea și nu, tot dar. Nu e așa la toți, dar nu au fost. Știți ce se întâmplă? Toate se plătesc. Deci, chiar dacă ei vin să ia, de exemplu, deșeuri de sortate, carton plastic, acolo ai alt preț pe toate. Da? La noi n-a fost cazul pentru că trebuiau să te aducă containere speciale și noi n-am acceptat să spunem containerele noastre. Da? Trebuia să punem. Ei au zis că puneți la grămadă. Nu puneți la grămadă. Puneți containerele noastre. În momentul în care puneam containerele noastre, apăreau iarăși probleme. Da, pe duraile. Da, mai zis, da. Și tot așa ne-am răzbăit unii cu alții. E ca un joc de bunie. Da, e clar. Problema nu e ușoară. Problema e destul de grea. Mie nu mi se pare corect să plătim din bugetul local o sumă pe care pur și simplu, nu știu dacă dumneavoastră ați înțeles că trebuie să o plătim și suntem obligați pentru că am făcut treabă, nu știu, ne-am făcut treabă de bani ăștia, eu am înțeles că sunt niște sume, noi ne-am achitat, sunt niște sume care au venit să le plătim și ne-au venit să o
Ce se întâmplă dacă nu plătim această sumă pe care foarte bine, noi o să ia gunoiul, facem adresă la mediu, să vină să vadă că noi ne-am plătit, demonstrăm că noi am plătit și începem cu serviciile. Da. Nu e așa, eu așa văd logica. Problemele tot pe noi vor fi, pentru că... De ce să fie pe noi? Din condițiile care eu mi-am plătit, da? Populația, da. Populația, știți unde duce, nu? Nu, dar populația e nemulțumită, zic, crește prețul, să dăm niște bani, să dăm niște prețul. Adică din 1 miliard pe care îl putem folosi pentru a face ceva pentru comună, trebuie să le dăm lor că vor să facă niște bani, că nu le ajung cei pe care iau. Deci, e ciudat este pentru că la 31 decembrie eram pe zero și după câteva zile viși, ați luat o problemă. Dar bănuiesc că asta e, nu este numai la noi, văd că este peste tot. Bine, și asta nu înseamnă că trebuie să ne... Toată lumea... E peste tot o sume mare, nu le-am plătit. Și acum compensează de la toți, ca să acopere pierderile. Asta e tot. Sau au încărcat cifrele așa de bine. Sau au încărcat, da. Tonele astea. S-ar putea să-ți facă mai. Tot, domnul Belor, diferența este mică de la 30 de tone pe un an de zile este puțin. Păi da, dar nu pricep de ce aceste 32? Dar pe mine e mult acolo. Păi tu, mă, dacă cantitatea de mică, de ce poți așa de mult? Să facem un calcul, ia să vedem. Facem un calcul, să vedem exact cât costă cele 30 de... E foarte simplu. Să vedem cât costă cele 30 de tone. 800 și ceva de tone costă, 30 de tone. Domnule, ce vreau să vă spun eu? Eu vreau să vă spun că această activitate de gunoi este o activitate da, și, deci, profitabilă. Foarte profitabilă. Uitați-vă, de exemplu, cum am procedat Silviu Prigoane, dacă vreau amintiți. Da, da. Acum, activitatea asta este condusă de Valter. Mi se pare că abia acum a ieșit din bușcării. Dar societatea lui încă merge. Scoate la bani cu niște prețuri mai mari decât sunt corecte și ăsta e motiv pentru care poate să suplimenteze. Din alțași fără echipă de fotbal. Valter. Cum? Valter. Din alțași fără echipă de fotbal. Eu cunosc cu... Da, sunt la basket pe Ploiești. Da. Problema e că, eu nu știu, din gunoaiele astea am făcut și noi, nu știu, cred că 80% din ședințele noastre am discutat despre gunoaie. Și am discutat și le-am răsucit pe toate părțile și până la urmă am devenit datori. Deci, după ce le-am discutat și le-am măsurat și le-am cântărit și am dat numărul exact, că ați venit odată cu, să stabilim numărul exact de persoane, să facem aia asta. Deci am făcut absolut totul, am plătit la zi. Așa? Și ne-am trezit datorul cu un miliard. Doamna Felicia, nu știu dacă era, dar în Consiliul, în anii trecuți, a mai fost în colectantul gunoaie. Și la sfârșitul anului, la fel, trebuie să mai punem 60 de milioane ca să achitam bugetul local. Nu s-a putut achita gunoaie. Stați puțin. Dumneavoastră, colectantul era jumătate. Asta e altă problemă. Asta e altă problemă. Probabil, dumneavoastră, aș putea exact ce ați spus. Aveam prețuri subvenționate. Da, bineînțeles. Era altceva. Era altceva atunci. Nu-i ca să-ți impună ție o persoană, adică asociația asta să dai niște bani. În condițiile care eu am un contract, dacă mi-a dat un articol, un contract, a spus că nu se numește contract, se numește regulament. În regulament! Vă rog să-mi arătați și mie! De la Bacău, de la Consiliul Județean, acceptă treaba asta și atunci zic că problema este că șefii de la Consiliul Județean la Bacău acceptă treaba asta și le-a admis. Ăsta ora ca să-ți doresc. Nu este adevărat. Domnul Grăiu, nu e adevărat. Pun presiune pe... Pun presiune pe... Că trebuie să facă lucrul acesta. Asta e. Să aduc acolo. Dar nu e normal să iei bugetul local, să duci bani acolo, pentru că nu mai sunt bani și trebuie să-i faci. Din orice, să pui niște oameni să plătească, degeaba. Eu zic, dacă la nivelul Consiliului Județean ar fi o ședință așa de dură și peioasă cum este ședința asta și în care oamenii nu acceptă, înțelegeți? Mă, cred că acolo se poate tranșa lucrurile cu suplimentele așa de bani. Pentru că văd că fiecare comună au suplimentat și cine știe dacă banii ăștia se duc unde trebuie sau într-adevăr... Tocmai se duc unde trebuie, să ați liniștit. Până la urmă, este și presiunea operației, pentru că eu nu plătesc banii aceștia. Gunoiul se ridică, o să fim sub ocazie de gunoi și după aceea totul noi vor da. Nu e chiar așa. Eu mă uitam și în gospodărie la mine, da. Și chiar îmi făceam reproșul eu personal.
De când cu gunoaiele, fai de mine, curăț o ceapă, pun și duc la tombeion. Omul de la țară, parcă ar fi în mijlocul Bucureștilor. Dom'le, ai gunoi, ai ceapă, ai poși de cartofi, ai, îi duci și faci gunoi, pentru că ți-e trebuie în gospodărie, da? Noi am învățat oamenii să adune absolut tot. Și oamenii se vor descurca și fără să care gunoi. Cred că mai mult, peste jumătate. Peste jumătate din gunoi. O să-l pună, să-l putrezească, să-l facă cum mai să vină. Nu dă înapoi acum 20 de ani. Dar nici așa, acolo, asta nu este. Asta e chestiune nouă, domnul. Da, e o chestiune nouă, nu ne întoarcem în urmă. Cineva cu ochii nu are nu se dea foc la gunoi. Dar nu dai foc la gunoi. N-am spus că dai foc. Dar ce să faci? Eu am spus că faci compost, domnul. Da, ce să faci? Nu, asta nu este chestiune de acum 20 de ani, este o chestiune foarte actuală, dacă vă interesează. Da. Și, dacă vă amintiți, și primăria a împărțit oamenilor pubele pentru compost, dar din pubele. Bine, acum, să zicem, dacă avem cu cea bună gunoaiele să le ducem, de ce toate părăile sunt pline de gunoi și de tot fel de minuni? Numai la primul rechisul aici, la părul mama dracu Chetre, nu pot să-i sufocat acolo, dormeze, saltele. De ce? Educația se poate constrânge. Se poate constrânge. Dar cum se vrea? L-am văzut eu. Bun. Acum, după ce ați epuizat un pic... Nu. Două sunt căi. Unu. Să plătim? Sau să nu plătim? Să aducem mașină. Și să facem ce drenaje de Gladis. Da? Deci astea sunt cele două căi, clar, două. Există deci, asta spus că dacă noi facem cele de drenaje de Gladis, nu ar fi un efort financiar fantastic. Ar fi doar acum, la momentul în care discuți. Eu m-am venit, dar și croam. Nu știu, așa cum am trezit. Eu așa cum am trezit cu 101.000 la sfârșitul anului, mă trezesc și cu evaluare și nu știu ce... Da, dar nu l-am dus la plătit. Cum? Pentru că am văzut în viitor. Ce presupune a doua variantă? Care a doua variantă? Ce presupune? Ce costă presupune pentru noi să ducă? Cea de retragere, spuneți, nu? Cea de retragere. Cea de retragere. Păi, ar însemna felul următor. Structură, oameni, așa? Și plată. Și plată. Și ce întreținerea utilajelor și plata și impozitării. Și nu mai ieftin așa decât să plătim la... Și plata la zi, asta așa e. Asta o hotărăște instanță. Asta este una. Dar problema este... Dar e posibil. Unde este asta? Dacă ai hotărârea pe care trebuie, îți plătești pe nevoie și așa lucru. Deci mașinile noastre se ducea. Aici sunt mașinile, dacă am avut o proiectă la... Problema. Aici trebuie să te sau. Mai sunt de autorizații de sunt numai că discuțiile pe care am avut, trebuie să fim doar ca o întâlnire în altă parte. Deci, Atunci vorbim o dată pe râs și nu înțelegem, nu ne înțelegem deloc.
care ducea de spus, o hotărâre. Nu? Da. Da, domnule, te ascultăm. Până am zis să luăm o hotărâre. Nu toți vorbim în față. Păi să nu înțelegem nimic. Fiecare să-și spună părerea. Discuțiile erau consultative. Corect. Dar să spună fiecare părerea și luăm o hotărâre. Părerea mea este că nu vom rezista cu sistemul nostru să ducem gunoiul la Bacău. Gândiți-vă că eu... Gândiți-vă că eu încă destul și dificil, în sensul că la ora asta noi nu avem, nu mai avem nicio autorizație. Deci nu avem autorizație limite, nu avem autorizația NLSC. Nu avem structură. Bine, serviciuri, două mașini, potaie... Deci nu putem obține autorizație, autorizația sunt niște lucruri. Deci nu e imposibil. Deci nu e imposibil. Dar vor fi chedici. Gândiți-vă că în următoarea lună, de exemplu, dacă noi votăm sau nu votăm, sau în următoarea lună ne vom învăra printre rebeli și vom avea controle de la tot ce înseamnă mediu. Și vor sta călare pe noi. Păi... Da, poate să vină. Le demonstrați ca să... Nu, nu, dar nu asta. Le demonstrez că am plătit. El nu-l interesează. El o să vină jos, mă ia de bună și mă duce pe Marul Cașa. Și da, mea. Nu ce-am spune, primăria Mănăstreanu. Dacă nu faci pe Marul Cașa, când era acolo muncă la Irina, Mormanul Dita mai și l-ați dus în apa Cașimului și n-a venit nimeni, nu mai veni nici acum. Da. Și nu vreau să am dus eu în apa Cașimului. Cu buldozerele, l-ați... Hai! Mai așa, nu mai apă ca și... Da, dar era cu 10 ani, acum. Cu 10 ani erau ce problema aia. Ce spuneți? Era cumva cu 10 ani. Da, da. S-au copit, s-au degradat. Era să trăiască. Nu e ca acum, nu e în timpul ăsta acum. Nu contează. Nu, ori nu, te dăm un lucru. Că m-am spus că dacă n-au venit atunci, poate nu vor veni nici acum. Așa nu puteam să... Asta e ideea de viață, doamna. Da? Ideea de viață? Nu e de viață. Este exact. Fapta reală. Așa o văd. A, bine, deci asta nu sunt alte viziuni. Ca și discuții. Acum aveți alte viziuni. Nu este deloc. Este exact reală. Vă rog. Da. Ideea ar fi ca, de fapt, o idee care am mai zis și altă dată, ca să înființăm un depozit de gunoi de asta la unii platformă. Și dacă o să știu cu asta. Numai că, pentru chestia asta, trebuie ajutorul Consiliului Județean. Pentru că sunt niște bani care se cheltuie formidabil de mulți cu transportul ăsta gunoiilor de aici peste munte, până la Bacău. Până la Bacău. Dacă ar fi aici, probabil că toate comunele după Valea Cașinului, de la Său și până la Căiuț, până unde avem noi județul Bacău, ar putea colecta la Onești. Dar sunt niște interese, după părerea mea, sunt niște interese care nu permit autorizarea unui centru de depozitare prin platforma unui. Deci nici măcar depozitare nu mai poate exista. Nu, de o platformă, o platformă. Măcar o folosire a lor judicioasă, credeți că chiar și Onești respinge asta. Dar de ce respinge Onești chiar asta? Respinge pentru că da, ei au luat... Al judeau pe sără. Închis. Pare că este un închidere sau închis. Onești nu acceptă ideea asta pentru că vor ști că la Onești vor veni toate comunele și nu acceptă pe toate. Deci, dar lor, nu știu dacă le convine să ducă la Bacău. Aia a fost închisă. Deci părerea mea este de ca la noastră din Bogele. Ce a trecut, a trecut. Sunt două măsturi care acum vor să fie... A trecut. Păi n-avem ce face. N-avem ce face. Da. Să creăm să nu mai ajungem în situația asta. Eu așa de și cum mai putem ajunge în situația asta? Ajungem la un conflict logic, la anul să dăm la același lucru. Dar mai mult. Dacă la anul produc 830 de tone, e o creștere față de anul ăsta.
Pe care îți plătesc. Mai dau un miliard. Nu știu de cât am crescut. Am crescut, am produs mai mult. A zis că a trecut de la persoană să crește la tonă. Da. Deci nu mai poate. La tonă aia valorează. Acum plătesc peste 10.000 de lei, 100.000 de lei, nu pe ton, nu pe persoană. Pe ton. Eu am înțeles. Sunt în casă. Ei au considerat că noi n-am declarat numărul. Dar de ce se consideră dacă noi am declarat? La voi am parlament. Ei așa au considerat. Nu au considerat. Nu așa. Consider eu că n-ai ca să eu demonstrez așa. O diferență ca la Onești. La Onești e diferență de 8.000 de persoane. De la 36.000 la 28.000 de plătitori. Bun. Nu știu, adică nu văd. Eu aș mai întreba ceva. Condițiile în care să presupunem că plătim această sumă, da? Văd că mai sunt aici niște puncte. Bănuiesc că la anul, spuneți, păi da, păi în condițiile în care noi le plătim suma, noi rămânem acolo, începem la următorul punct, aprobăm plata. Păi stai să vezi că s-a mărit tariful, da? Taxa, da. Și părerea mea este că acești cetățeni din comună, dacă vor fi adunați și li se va explica lucrul acesta, că având în vedere că vom rămâne acolo, se mărește tariful, sunt convinsă că ei vor înțelege și vor face o perioadă. Va fi o perioadă în care vor face în așa fel încât să nu stăm în normale de gunoi până ne organizăm cu mașinile noastre pe care noi le avem, cu încă doi salariați care să încarce gunoiul și pe parcurs, într-o lună, două, trei, domnul primar se va interesa și de o platformă unde putem să-l ducem. Ca să nu mai plătim o sumă mare, sunt convinsă că dacă ne-am impus banii ăștia, la următoarele puncte va trebui să plătim mai mult pe gunoi. Banii ăștia îi cheltuie pentru un an de zile numai cu uzura mașinilor și duci de aici gunoiul până la vasuri. Un miliard. Un miliard. Unde duci? Pe consumatele și pe oameni ferești. Ce spune? Pentru mine încă nu este neclar. Pe cum să arăt dacă suma asta vreau să ne iau 100 de milioane? Pentru cele 30 de ori. Ce faci? Da, nu știu. Ce știi? Nu mai vreau să știi că bunele sunt mai plătești 6 lei și plătești 10, la anul vine nu mai plătești 15 lei. Și gândești că nu-i trebuie să mașină. Și iar nu poți să dai înapoi că îți zici că după aceea au abiectul contul. Vedeți și la variare. Mașina au ieșit că te duci de la 6 lei și plătești la 10 lei. Ei, eu fac la 3 lei și un pic. Și dacă nu mai ceva, trebuie să fie la lucru. Trebuie un... De prelucrare. Nu, am putea să mergem dacă nu e 6 luni și să zic așa, în perioada asta să ne gândim de mentalizăm, să informăm lumea, să adunem noi selectiv, iar și vor să le luăm la secretă. După aceea să le lăsăm. Să ducem gunoaiele cu două mașini la vacă. Corect. Sunt prea multe, sunt prea mari cheltuielile astea și nu facem față. Nu facem față. Bine, asta spuneți dumneavoastră, ați făcut un calcul minim. Am apreciat așa, că știu ce înseamnă mașină, știu ce înseamnă motorină, știu ce înseamnă bine. Dacă lumea acasă, nu mai pună tot felul de gunoaie la Toblerone. Deci numai... Așa este. O tărere de gunoaie de consum a pus... Ce o să-ți spune, domnule, se plătește la numărat la kilogram. Un bolovan. Vedeți că o să pună gunoaie puțin. Nu ce-am dat rău, ca cu un sistem de cântărire la spatele mașinii, luat cu deapă. Un sistem de cântărire, sunt la... Mai sunt situații, se plătește la cupelă, de exemplu. Ai cupelă plină, o cupelă costă... Ce de greutate? O sumă. O sumă, o cupelă, o sumă. Sau cu aproximativ. Chiar în plus cu cupelă. Da, așa este. Dar la cupelă... Prins bolțar, că mi-ai pus prundiș la elevă. Ce nu pune omul fiecare... Nu le-am dat prins care ai pus. Bine, așa, am înțeles. Poli în saci, nu punem pe ceva. Nu știu ce am făcut. Ăla poartă și unde e așa, probabil. Și unde e ce și unde toate așa. Și unde e ce și unde toate așa. Ori, ia uitați, de exemplu, o să avem și drumul bune atunci. Pentru toate pietrele noastre se vor pune în domnile de sfânt. De vechiunile vaginale și la picioarele mine. Așa, 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 așa,
până la casă în care nu trage dimensia de cenușă care nu vă acolo și n-ar trebui să-și da. Ce care are? Ce care are? Ce care are? Ce care are? Haideți, domnul primar, doresc ca vă spuneți-ne dacă aveți o altă. Eu zic că ar trebui să mai stăm un pic, să încercăm și alte variante. Dar cred că e... Cu banii ăștia să ne demonstreze că, într-adevăr, trebuie să-i încercăm. Și să votăm la ședința. Cum s-a ajuns la suma asta? Cum s-a ajuns la suma asta? Sau poate are, domnul primar, cum s-a ajuns la suma asta? Nu, nu. Discreționar din partea lor. Eu amenințeam că ne relacem, discutește de... Bănuiesc că domnul primar mi-a dat și o formulă de calcul de unde s-a ajuns. Păi, dar trebuia să dea? Nu, trebuia să dea. Păi, dă-mi o formulă de calcul. Trebuia să dea, domnule, ia să dea. Păi, condițiile care eu nu știu diferența, nu suplătesc. Nu, dacă ea treci 1 decembrie la pe 0 și la 2 săptămâni de casă, cam o să dea? Da. Păi, la 11 februarie am dat. Nu, dar factura trebuie să reprezintă. Nu, dar o formulă de capul de unde e. Nu există factură, nu există notificare, nu există nici tabel în care... Nu există notificare? Nu. Și atunci cum să facă o prezintă bani? Există doar o situație unde apare mănăstirea ca și ca fiind datoare la... Nu, da, dacă nu sunt domnul, îți dăm niște teza pe la mine cu un miliard. Nu uitați fără nimic. Nu uitați fără nimic. Eu ce să-ți promit? Mă arunc pe loc privire. Păi așa, așa, da. Păi atât, da. Ce unde? Nu? Nu, aici sigur, e calculatul de a fiscația să crezi. Da, o rog de un miliard. Da, 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 Păi tocmai asta, exact cum a
Stai două seri fără sau o luni de zile la lumânare, mai trage la decembrie.
Aici n-ai ce să faci. Și nu suntem numai noi care înțelegem aici 15 oameni. Deci sunt oameni care, acum povesteam, băi, am plătit pe tot anul, în avans. Nu mă interesează de ce vine, de ce nu vine. Asigur îmi să vină. Vă referiți de 2019? Da, de 2019. Da, 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 ți-am plătit, asigură, da? Corect. Adică primăria nu poate să înțeleagă, ți-am plătit, asigură. Cui? E același lucru. Cui? La Rămpres. La Rămpres. Da. S-au plătit corect? Da, dumneavoastră. Deci, cred că ar fi trebuit să faceți o ședință publică, să le explicați oamenilor. De ce nu vine? De ce nu vine gunoiul? Pentru că ne cer bani în plus. Și pentru anul următor o să ne ceară iar bani în plus. Dacă le explicați așa oamenilor, aveați părerea lor. Fie spuneau, da, domnule, plătiți, numai noi, o mână de oameni, hotărâm pe banii omului din funcționare. De asta sunteți plătiți, doamna. De asta sunteți plătiți. Da, dar sunt cazuri că nu pot singur, adică trebuie să cer părerea oamenilor. Din cauza asta, am adunat și noi agenții de comis săptămâna asta la primărie, am discutat cu ei. Da, și puteți să vorbiți și cu oamenii ceilalți, nu numai agenții economici, pentru că agenții economici sunt puțini. Sâmbătă noi am fost în teren, am discutat cu fiecare om în parte, am explicat care e situația. Fiecare om și au fost de acord să plătim ce au spus. Poate așteaptă rezolvarea problemei oamenilor. Păi și le-ați explicat exact, trebuie să mai plătim un pic. Așa, nu se complică, de unii miliardul, de unii vine atât. Că sunt 30 de tori, că sunt 80 de tori. Eu zic, băi, știi ceva, eu am mele, ți-am plătit, îmi asigur și cu asta, cu asta. Noi aici, da, stăm și ne explicăm. Dacă doamna e atât de vehement, îți zici o soluție, poate are o soluție cu dumneavoastră. Soluția nu este, orice soluție avea, se blochează sistemul, domnul consilier. Și că se blochează sistemul ca să-l repui exact cum ai oprit trenul de 50 de vagoane. Ca să mai pornește în bani, nu să mai poți niciodată. Dar asta nu se înțelege. V-ați înțeles de această sumă, este pusă într-adins, pentru că știu clar că se blochează sistemul și vor primi banii de care au nevoie. Și noi avem pârghile și da, nu doar ce nu se întâmplă. Deci, răbunerea mea era următoarea, să facem o tranșă. Hai să le punem și la urmă. Să facem o tranșă, și paralel să cerem și... și explicații. Așa, ei știu că nu trebuie explicații. Deci, eu cred că dumneavoastră, înainte de a ne aduna pe noi aici, trebuia să cereți deja explicațiile, să veniți cu ele în ședință, poate erau într-adevăr, stăteau în picioare și eram și noi de acord. Mai amânăm încă o lună să vină cu noi. Deci, ați spus și ei au pus presiune și dumneavoastră a spus presiune pe noi. Clar, și pe cetățeni a spus presiune. Deci, pentru că ați primit hârtia aia fără explicații, trebuia să cereți explicații. Ați făcut ședință de consiliu și cu explicații, deci atunci știam ce hotărâm. Așa, mai amânăm o mână, sigur, trebuie mult să-ți dăm banii, că să vă dăm mai bine cu noi. Ați așa, să nu vină nu dăm bani, dăm o tranșă și pare... Aia nu-ți bani, o tranșă, ce e o tranșă? Nu-ți bani? O tranșă înseamnă că acceptăm toate sumele. Oricum, noi facem parte din ADIS. Dacă ieșim mâine din ADIS, asta tot o, suma asta tot o dă. Asta nu, nu. Deci asta... E de cu hotărâre și instanța. Da, 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 și instanța cât durează o rol? De când ați primit dumneavoastră notificarea aceea că avem de dat bani? Pe ce dată? Sau bine, sau cum? Care e? Săptămâna trecută. Când? Păi... Când? La început săptămâni. Dacă a fost luni, ați primit-o seara, să zic, n-ați avut timp. Marți, trebuia să cereți explicații pentru suma respectivă. Sâmbătă nu venea cu noi, veneați cu hârtia, discutam și noi explicațiile și le hotăram. Da. Nu așteptați să fie două săptămâni să nu vină mașina de gumaj. Da. Deci, de grigolată la nivel de județ se duce până la ultima celulă. Marți ne-am întâlnit la nivel de Onești, toți primarii din Valea Trotușului și au început aceleași discuții care sunt și aici. Da? Începând de la Coțofănești, Ștefan cel Mare, Căiuțu, Guravăi, Buciumu, Oneștiu, Bogdăneștiu, Cașinu, Târgu Trotuș, Oituzu, ăștia au fost prezenți.
Da? Și în afară de, deci au plătit Ștefan cel Mare, Buciumu și Băsănești din cei prezenți, sunt cei trei care au plătit și-s la zero. Dar ei la sfârșitul anului erau tot care la zero. Și-au plătit sunt pe zero acum. Aveau datorii? Nu. Acum, da. Nu aveau datorii. Nu aveau datorii. Aceea situație ca și la noi. Situație ca la noi. Așa. Onești a spus că plătește și am înțeles că plătește astăzi suma de 27.000 de euro. Așa, ca și cum v-a spus, avea ședința astăzi, am înțeles că treaba într-un mar, pe locul să vrea să plătească. Și deci ei au avut 80.000. Dar argument, vă spun acum, ca și 60 și 9.680. Și noi avem 100.000. Nu, dar avem mai multe. Dar vă dați seama că
nu știu dacă Covas m-au zis că, băi, bă, bine, atunci de la mănăstirea ca și așa. Deci ei oricum trebuie să gestioneze gunoiul, groapa de gunoi, să fie mai puțin, că nu am interes să aducă cât mai mult. Și așa că e foarte greu să te primească. Iar cert este că noi blocăm sistemul, v-am explicat. Să spună fiecare și doleanță. Gândiți-vă că... Ce propuneți? Deci, părerea mea este... Părerea mea este clar, sistemul blocat, e sistemul foarte simplu făcut și ca să duplice articulația. Dacă reușim să plătim un procent de 30%, să spunem, plusul, așa, pe parcursul unui timp, ar trebui să ne gândim foarte bine ce facem de acum acolo. Poate găsim soluții mai ieftine cu mașinile noastre sau nu știu unde să ducem, să ducem pe planetă, să facem ceva, să ieșim din situația asta. O să fie permanent, o să mărească prețul, o să ajungem la anul, nu o să mai fim datori cu 100 de mii de lei, o să fim 100, 20 de mii sau 150 de mii și să ne educăm toți, nu, așa, să facem selectiv, să facem exact cum a spus doamna. Dacă ai un coș, zicea, normal, un coș, un carton, poate, totul suntem la țară aici, nu suntem la New York, nu? Cred că asta e singura șansă, să deblocăm sistemul, să mergem și pe parcursul a 6 luni de zile, cineva să ocupe treaba asta, să găsim soluția cea mai bună cu noi ăsta. Mai stăm la adis, ieșim, mergem cu mașinile noastre și să discutăm treaba asta toți, și foarte serios. Dar deocamdată cred că soluția este, cu toate că e enervant să plătești niște bani care ți iau cerut. Ne-am picșit. Așa, cred că un procent trebuie plătit, deblocăm și apoi să facem treaba asta. E nevoie să plătești și doar care ți-i cere cineva pe... Degeaba. Nici măcar fără explicație. Da, cerem și explicația. Domnul primar Dimitri și găsesc că ai o explicație, eu sunt sigur. Eu sunt sigur, găsesc de... Da, o să uităm ca la avioane remote. Asta e părerea mea, nu știu. Părerea mea este că sunt niște bani pe care îi dăm degeaba pentru alte scopuri. Oamenii trebuie să înțeleagă, cei care au plătit gunoiul, că s-a stabilit o sumă pe persoană și a trebuit respectată. Având în vedere că acești bani au venit fără o explicație, nu mi se pare corect să-i plătim. Și nu e 10 lei, e o sumă destul de mare, o sumă pe care o putem folosi pentru comună. Iar banii aceștia sunt tot de la oameni. Tot din buzunarul omului noi dăm banii aceștia dacă îi dăm. De asta eu nu sunt de acord să-i dăm. Iar domnul primar, în momentul în care a primit și știa de acea sumă, trebuia să ceară explicații, nu acum, ca să blocăm sistemul. Trebuia să ceară explicații de acum o săptămână, două, de când o fi primit acea situație. Nu! Al așteptat să-l vină gunoiul, să-l vină mașina de gunoi sâmbătă, ne apropiem astăzi joi, mai e o zi iar, nu vine mașina de gunoi și pune presiune pe noi pentru a da banii aceia. Nu mi se pare corect să-i dăm. Și oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. E un miliard și ceva, un miliard, ce poate fi folosit în comună. Și cei care trebuiau să-și facă treaba, trebuia să-și o facă până acum. Și să vină la ședință cu niște explicații. Eu, orice cetățean din comuna asta, eu nu cred că bagă mâna în buzunar și dă bani la primului care îi cere, fără niciun fel de explicații. Domnule. Eu sunt de aceeași părere. Într-adevăr, nu se justifică banii ăștia dacă nu există două explicații pentru ce, cum, chiar așa ne cere niște bani, așa, fără justificare. Acum, într-adevăr, suntem puși într-o situație, deci mai mult pot să spun un șantaj, ne lasă cu gunoiul la ușă pentru că nu mai vin, că se determină, dăm banii ăștia. Dar nu-i corect treaba asta, pentru că noi am fost corecți cu ei, noi am plătit la zi, n-am rămas debitori pe anul trecut, și ar fi trebuit, dacă aveau bun simț,
să vină în continuare, știi că suntem buni platici, să continuăm. Dar nu o să vină dacă nu dai banii ăștia, deci fără justificare, nu mai vin să iau gunoi. Deci nu-i corect. Normal este să atacăm în instanță treaba asta. Pentru că nu-i corect, n-ai cum să justifice, sunt convins că câștigăm. Pentru că nu ne-a dat notificarea pentru ce. Înțelege? Și n-ar decât, în cazul ăsta, să renunțe și continuăm. Dar merge și pe partea elaltă, nu vreau nici să ne pun lumea în cap, zice, domnule, v-ați împotrivit și din cauza dumneavoastră că v-ați împotrivit, uite, stăm cu gunoiul și nu știu ce, nu știu cum. Deci să găsim o soluție. Într-adevăr, doamne, eu zis bine, puteam să fie acționat până acum, să te veni cu soluția acum, domnule, uite, am pus problema, deci domnul primar sau domnul vice să fim mers, luat legătura, s-au făcut o adresă, ca să avem acum un rezultat, să știm ce, cum votăm, cum aprobăm. Așa, noi, într-adevăr, nu suntem într-o situație, suntem care nu știm exact ce votăm. De exemplu, eu m-aș mă împotrivesc, sincer să zic. Eu votez, eu vot, dar... Domnul Sudan. Da, părerea mea e, nu s-a blocat noi sistemul. Sistemul ne-a blocat pe noi, cu un miliard. Corect. Cu miliardul ăla s-ar putea face o tăsă școli, grupuri sanitare și așa mai departe, multe lucruri. Eu nu sunt de acord să plătim, mergem în continuare cu ce avem. Domnul Reza. Nici eu nu sunt de acord să plătim banii, că așa este, banii din, la cetățenile comunale acasă, dar totuși, să încercăm să plătim o parte din bani, să deblocăm sistemul, domnul primar și cu conducerea să le ceară la ăștia, să o puteală de unde vin banii ăștia de plus, și diferența de bani care mergi, o dăm, poate nu mai dăm, sau eu știu, știu ce se întâmplă. Nu putem să facem așa, să blocăm sistemul și să dăm o luni de 10 sau 2, până când stăm bunale prin toate părerea și prin toate toți. Asta e părerea mea. Domnul Chela. Da, eu consider că suntem puși la colț. Nu am nicio ieșire decât să dăm banii, o parte din bani, să deblocăm și să reorganizăm, să punem la drumul. Ca o paranteză, credeți că la Onești au aprobat cu ochii închiși așa? Da, nu, da. N-au avut explicații. Au fost dezbateri și explicații. Nu poate. Păi vorbesc că au fost, adică nu cred că au votat cu ochii închiși. Nu, 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 să dăm o trașă de bani, să strângă din nou mai ca. Și după aia, pe parcurs, să ne interesăm, să ne organizăm, să vedem ce costuri implică colectarea de mai. Ca să nu se mai întâmple așa ceva. Nu a zis că sunt împotriva să livrăm acea această sumă, până în momentul când se vine cu certificarea pentru acest miliard de lei. Și atunci suntem de acord să le dăm bani când vine cu niște socoteli, cu niște calcule corecte. Motivația. Calcule corecte care să ne satisfacă și pe noi. Deci eu zic să nu le dăm încă bani, dar în discuțiile pe care se vor face, de către conducerea primării, un colectiv în care poate fi luat și unul dintre, sau doi, sau trei dintre consilierii de față, o discuție pertinentă în care să le spunem că, domnule, nu, Consiliul Local nu a înțeles de unde a provenit această sumă de 1 miliard și 100 de milioane pentru 36 de tone de gunoi în plus. Domnul Mara. Eu cred că ar fi bine să încercăm să deblocăm sistemul. Și pe viitor să încercăm să ne obținem autorizație de timpul mașinii noastre. Doamna, vreau să încerc și eu. Să dăm o parte din bani și... Să dăm o parte din bani acum, înseamnă că îți dai acceptul. Să cred de acolo. Ce poți să fac? Tu vreau să ne apărțești. Nu mai lasă.
exact cum spunea colegul nostru, suntem în jacuzzi. Dacă se umple, să încercăm, domnul primar, 40-50%, 30% cu tot fi să fie. Și, într-adevăr, ideea de a face un studiu de fuzionalitate, să vedem cât ne trebuie, două mașini, trei mașini, cinci oameni, trei șoferi, trei rezervanți. Și să vedem ce implică. Da. Dacă în 2018... Deci, cea mai mare problemă nu este... Plus autorizații, plus că... Deci tot ce implică... Cea mai mare problemă e depozitarea. Asta este. Dacă găsim... Pentru că la anul 2020 va veni adresul și va spune tot discreționar așa. Păi, comuna Moisirea, ca și întrebi de pe 200.000 de lei. De ce? Ca și anul ăsta. Ai făcut cu 2 kg de gunoi mai mult. Deci explicația lor bănuiesc că asta o să fie, m-am gândit cu așa, pe persoane, el a calculat cu 1 kg ar trebui dar și el a crescut un mic de două ori. De kilogram, deci kilogram pe persoană avem un regulament unde scrie o persoană care produce asta, produce la 10 kg. O să ne deschidem asta. Și de unde ne este? El e un calcul făcut, el. Exact cum era postul. A făcut o scală și plătim parte. Și să așteptăm, o să așteptăm explicațiile lor. Ar să se aducă o lună. Așa ceva nu poți strângi, mă. Și mai ales că... Stați puțin, să vă spun. Când ai o sumă de bani de recuperare, îi dai un termen. Deci mi se pare corect, în 3 zile, deci ați primit adresa luni, luni, marți, miercuri, sâmbătă n-am mai venit cu noi. Orice sumă, băi, dai un termen, până la data de, dacă nu mai... Bun, îi dau o lună, îi dau până la ședința de consiliu. Nu, în 3 zile, deci prima dată când s-a întâmplat că trebuie să vină cu noi, gata, n-am mai venit. Deci nu mi se pare corect, este abuzivă atitudinea lor. Nu este nouă doar vis-a-vis de universitate. Dar nu contează față de oricine. Dom'le, față de oricine este abuzivă treaba asta. Și o datorie, dacă ai dat un termen, dom'le, până în data de el, îmi achiți. Nu? Nu, la 3 zile, gata. Trebuie să-mi dai bani, nu-ți mai primit mașina. Deci nu este abuzivă. Atitudinea lor este abuzivă. Extrem de abuzivă. E firesc că suntem puși la toți, că n-avem soluție. Dar ar trebui să stea cu noi o stradă, pentru că... V-am spus că luni așa o mașină de acasă. Da? Da. Păi am spus. Ce face cu el? Ce face cu el? Ce se face? Să punem la cu cine este temp? Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Nu de locare, nu spuneți așa. Pentru plata acestei sume nejustificate. Deci plata unei tranșe. Da. Din suma pe care o avem. Nejustificată. Pentru plata unei tranșe. Pentru plata unei tranșe, da. Deci, modificări la actul adițional numărul 3. Probabil aici am o să-mi plată.
explicații. Nu. Dintre cele două ședințe. Până la 50% din moment. Deci, actul instituțional 3, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Adis Bacău și Romprest Sergii CSA. Se modifică aliniatul, articolul 10 aliniatul 8, care va avea următorul conținut. Să presteze serviciu pentru toți utilizatorii casnici și non-casnici din area delegării, cu asigurarea colectării întregii cantități de deșeuri generate și se lasă în stare de curățenie spațiul destinat precolectării unde se află amplasate recipientele de precolectare de pe domeniul public sau privat după caz. Să completează anumite articole. 2. Se modifică articolul 10 aliniatul 17, care va avea următorul conținut. Să țină evidența gestiunii deșeurilor colectate și transportate și să raporteze periodic către ADIS și oricăror alte autorități competente, după caz, conform reglementărilor legale. Calculurile și metodologia de calcul din raportările delegatului vor fi efectuate de acesta și vor corespunde procentelor specificate în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor aprobat prin HG942 din 2017, respectiv 25% din totalul deșeurilor colectate din toate fluxurile de deșeuri, reziduale reciclabile, biodegradabile, voluminoase de EU-uri, deșeuri periculoase din cele menajere, de pe raza fiecare luate, reprezintă deșeurile generate de fiecare de utilizatorii non-casnici și 75% reprezintă deșeuri generate de utilizatori casnici în conformitate cu adresele Agenției de Protecție a Mediului Bacău și Direcția de Sănătate Publică Bacău menționate mai sus. În cazul modificărilor cantităților de orice fracție de deșeuri față de cele evidențiate la fundamentarea tarifelor modificate prin prezentul act adițional cu mai mult de 20%, delegatarul poate solicita iar delegatul, în termen de o lună de la primirea solicitării delegatarului, va prezenta spre verificare și aprobare tarifele și fișele de fundamentare aferente cantităților modificate conform reglementărilor legale în vigoare. Se modifică punctul 3, se modifică articolul 18 aliniatul 1 de la aliniatul 1 la 5 și se reformulează astfel. 1. Contravaloarea serviciului prestat pe area delegării se determină conform articolului 16 și articolul 17 mai sus și se facturează de către delegat pentru contravaloarea serviciului prestat lunar utilizatorilor casnici și non-casnici în 15 zile lucrătoare a lunii următoare, lunii în care a fost prestat serviciu, facturile urmând a fi facturile urmând a fi emise către ADIS. Delegatul va emite o singură factură pentru activitatea prestată pentru întreaga arie de servită pentru toate OAT-urile. 2. ADIS se obligă să plătească facturile emise de delegat, conform aliniatului 1, precedent, în termenul de maxim 45 de zile de la data înregistrării facturii la sediul ADIS. 3. ADIS va achita parțial facturile emise de delegat conform aliniatului 1. 4. În cazul de achitării facturilor în termenul scadent, specificat la aliniatul 2, poate ori în cauză vor datora delegatului penalități în cuantum de 0,04% de zi de întârziere din valoarea neachitată, aplicabile din prima zi de întârziere după expirarea termenului de plată menționat la aliniatul 2, prin facturare directă de către operator, către OAT-urile debitoare, în urma notificării ADIS va sprijini delegatul la solicitarea acestuia să se îndrepte împotriva OAT-urilor ce nu și-au respectat obligațiile de plată pentru recuperarea sumelor datorate. ADIS se obligă să comunice lunar în termen de 50 zile lucrătoare de la data scadenței facturilor aferente serviciilor curente emise de către operator în baza prezentului act adițional. OAT-urile debitoare, data achitării debitelor de către aceștia, sumele achitate și sumele datorate, în vederea calculării de către delegat a penalităților de întârziere la plata facturilor. Pentru evitarea oricărui dubiu, părțile confirmă că plata facturilor emise de delegat către ADIS, conform aliniatul 1, prin prezentul articol, se asigură din taxa specială instituită în acest scop de unitățile administrative teritoriale membre ADIS.
pentru utilizatori casnici și non-casnici. Unitățile administrative teritoriale transferă lunar către adis sumele de plată datorate delegatului, calculate după algoritmul de plată stabilit de comun acord către toate OAT-urile membre adis și parte din prezentul contract în actul adițional 3 la documentul de poziție. Asociația urmând a achita din aceste sume de plată facturile unitățile delegate. Orice tarif, taxe de depozitare sau alte tarife taxe aferente activităților gestionate prin intermediul instalațiilor de tratare a deșeurilor vor fi achitate de adis direct acelor operatori pe baza evidențelor cantităților de deșeuri depuse de delegat la acele instalații. Nu există niciun fel de operații de plată directe către operatorii de salubrizare care operează pe teritoriul județului Bacău pentru serviciul prestat utilizatorilor casnici și non-casnici. Prin urmare, în tarifele delegat, în baza prezentului contract pentru serviciul prestat utilizatorilor casnici și non-casnici, nu va fi acceptată nicio componentă care se corespundă contravalorii vreunui tarif de sortare, tratare a deșeurilor sau depozitare, care fac obiectul activității altor operatori din județul Bacău, cu excepția deșeurilor din construcții și demolări și activități de programare. Punctul 4. Se modifică articolul 21 alineatul 1, care avea următorul conținut. Începând cu data începerii, delegatul va fi răspunzător de încălcarea prevederilor legale referitoare la mediul înconjurător, care apar sau au avut loc după această dată cauzată de acțiune sau inacțiunea delegatului. Punctul 5. Se modifică articolul 30 alineatul 1, care avea următorul conținut. Orice comunicare între părți referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris la adresele stabilite în prezentul contract. Orice comunicare între părți va fi transmisă de către adis la adresa din municipiul Bacău, iar orice comunicare adresată de către adis uneia din părți va fi transmisă și celor de alte părți. Părțile vor modifica corespunzător responsabilităților și prevederile legale în vigoare, anexele la contract, după cum urmează. Anexa 1, caietul de sarcini, anexa 5, programul de execuție a serviciilor, anexa 6, procedura de calcul a sumelor de plată, anexa 9, tarifele de prestare a serviciilor cu componentele, 9.1 pentru utilizatorii casnici, 9.2 pentru utilizatorii non-casnici, astfel cum a fost aprobat prin hotărârea fiecărui Consiliul Local al OAT-urilor parte în contract și hotărârea adunării generale a asociațiilor ANGA ADIS Bacău, conform adresei delegat numărul 7032 din 2018, în conformitate cu ordinul numărul 109/2007 al președintelui ANRSC, anexa 10, penalizat pentru de îndeplinirea indicatorilor contractului de delegare a serviciului de colectare și transport de deșeuri. 2. Odată cu intrarea în vigoare a adițional numărul 3 la contract, în exploatarea serviciului de salubrizare delegat în area administrativă a celor 65 de OAT-uri membre ADIS, în județul Bacău și în derularea prevederilor contractuale astfel cum au fost modificate și completate, se va ține cont de următoarele frecvențe de colectare care se vor regăsi în regulamentul serviciului și caietul de sarcini modificate, cât și în anexele contractului respectiv. Colectarea deșeurilor menajere de la utilizatorii casnici se va efectua în cadrul aceluiași program de lucru în amestec cu deșeurile asimilabile menajeri generate de utilizatorii non-casnici. Ritmul de colectare al deșeurilor reciclabile pentru toate categoriile de utilizatori este următor. Pentru deșeurile de hârtie și carton de la utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici din zona blocurilor urban, o dată la două săptămâni, în funcție de gradul de umplere a recipientelor, deșeurile de plastic și metal de la utilizatorii casnici și non-casnici din zona blocurilor urban, o dată la două săptămâni, în funcție de gradul de umplere a recipientelor, pentru deșeurile de hârtie și carton, precum și deșeuri din plastic și metal de la utilizatorii casnici și non-casnici din zona caselor urban, o dată pe lună, pentru deșeurile de hârtie și carton, precum și deșeuri de plastic și metal de la utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici din mediul rural, o dată pe lună, pentru deșeuri de sticlă de la utilizatori casnici și non-casnici din mediul urban și rural, o dată la 3 luni, pentru biodeșeuri generate de utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban, zona casă, o dată pe lună, în intervalul aprilie-octombrie, pentru deșeurile voluminoase generate de utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban, frecvența de colectare prin campanii organizate de delegatare este de două ori pe an și o dată pe an în mediul rural.
Pentru deșeuri periculoase generate de utilizatorii casnice non-casnice deci din mediul urban de două ori pe an și din rural, frecvența de colectare este o dată pe an, pentru deșeurile din echipamente electrice și electronice generate de utilizatorii casnice non-casnice deci din mediul urban de două ori pe an și o dată la rural, pentru deșeurile din construcții și demolări pentru utilizatorii casnice non-casnice deci frecvența de colectare este la cererea acestora prin încheierea de contracte de prestări servicii. Pentru deșeurile reciclabile pe fracții de hârtie și carton, plastic și metal, generate de utilizatorii casnici și non-casnici, atât în mediul urban cât și în mediul rural, vor fi colectate împreună, separat de deșeurile de sticlă. 7. Punctul 7. Părțile se obligă că, prin efectuarea unei expertize financiar contabile extrajudiciare, efectuarea de către expert financiar contabil autorizat central, desemnat de către Adis Bacău, de îndată ce situația financiară a asociației o va permite, maxim, termen maxim de o lună de la data de demarării procedurii de achiziție publică de plată, în vederea desemnării expertului, să stabilească cuantumul pierderilor operatorului invocate de delegat. Adis Bacău se obligă să asigure recuperarea integrală a cuantumului pierderilor agreate de comun acord de către părți în urma expertizei financiar contabile extrajudiciare, prin introducerea acestor pierderi în cadrul fișelor de fundamentare a tarifelor, evidențiat în mod distinct a pierderilor. Delegatul se obligă să prezinte spre verificare, analiză și aprobare de către Adis Bacău noile tarife fundamentate în urma introducerii pierderilor determinate în urma expertizei extrajudiciare financiar contabile, termen maxim de o lună de la agreierea de comun acord de către părți a raportului expertului financiar contabil desemnat de către Adis Bacău și a hotărârii instanței judecătorești. Adis Bacău și UAT-urile, parte din contract, se obligă să aprobe noile tarife în termen maxim de o lună de la prezentarea acestora. Părțile se obligă în acest sens la încheierea adiționalului 4 la contractul de delegare referitor la aprobarea și aplicarea noilor tarife de prestație modificate prin introducerea pierderilor în fișele de fundamentare. Costurile expertizei vor fi suportate de către ADIS în situația în care rezultatul expertizei nu este acceptat de către ambele părți. Delegatul își rezervă dreptul de a acționa ADIS și UAT-urile parte cu contract în mod solidar în distanță în vederea recuperării pierderilor invocate de care judecătorească. Rezervă acțional numărul 3 face parte integrantă din contractul 180/2957 din 2015 și intră în vigoare începând cu data semnării. Da, ăsta e actul adițional numărul 3. Stufoși, nu înțeleg. Am ridicat la așa. Nu înțeleg. Și noi avem dreptul să le acceptăm. Deci, trebuie să ne demonstreze cu expertiza că a făcut și că a constatat, nu așa? Nu, 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 dar ce face celor expertiză? Da, noi ne facem și expertiza că se va. Trebuie să existe o tare de expertiză. S-a dat, s-a dat faci eu mă în față cei 2007. La sfârșitul anului 2007. Iar totul să actualizați conform legislației. E vorba de Planul Național de Gestionare al Deșeului. Iar actul adițional numărul 3, practic, face referire la actul legal 142 și îl actualizează conform legislația în vigoare. Asta suntem. Mai ales că a venit prin HG942 să specifică plata nu se mai face același lucru care vă spuneam înainte, se mai face la paușal, da? Se face la pe kilogram. Hotărârea guvern stabilește clar că se face plata la cantitatea de deșeu pe care îl produce fiecare UAT. Deci, acest lucru fiecare UAT în primarea 18. Acolo, dacă din cât aș fi dumneavoastră, am deținut pe undeva, poate face o înregistrare de preț, dacă diferența de calitate este mai mare de 20%. Nu, eu plătesc pentru mine, dumneavoastră, dacă e mai mare de 20%, e posibil cu majoritatea dumneavoastră. E o pausă, să spun așa. Nu. De ce să vă plăcesc? Eu atât acum.
din comun, din comun, care se spune așa, referitor la actul la adiționalul 3. Și spune așa. Deșeurile elementul serviciu, deșeuri reziduare din rural. În ofertă a fost 317,73 când s-a încheiat contractul. Tariful lei pe tonă fără TVA începând cu 1.7.2017 a fost 317,73, iar modificarea conform adiționalului numărul 3, 318,41. Deci, așa ce înseamnă? Un leu și 70 de bani, nu? Am ajuns și 800 și ceva de doi? Da. Nu? Bine, De la 317,73 s-a mărit la, se propune mărirea la 318,43. Deșeuri reziduale din urmare, de la 162,93, vorbim de urban acum. Nu, a spus ruralul prim. Acum vorbesc de urban. Deșeuri reziduale urban. Poziția a doua. A fost, conform ofertei, 162,93. La 1.7.2017 a fost 317,73. Acum, propunerea este pentru 318,41. Practic l-a adus la același nivel și cu cel din, din urban. Deșeuri reciclate rural. 110,29 a fost conform ofertei, 110,29 la 1.7.2017, 2.654,82 tariful pe tonă prin adițional. Cum 2.654,82, da. Nu, e de mare creștere? La reciclare. La reciclare în urban a fost 65,14 conform ofertei, 65,14 la 1.7.2017, 2.654,82, o egalizează, da, dai seama. Dar vorbim de reciclare, da? Reciclare. Deci, țineți cont că vorbim de, despre ce vorbim, da? Deșeuri biodegradabile, nu urban, au fost 277,82 conform ofertei, la 1.7.2017, 277,82, tariful lei pe tonă fără TVA pentru adiționalul 3, 1.840,68. Aici sunt frunzele și cojii de carte pe care le dau. Da. Care le putem face compost. Le vorbim de biodegradabile din urban. Da, și rural? În rural nu există. Nu avem. Deșeuri periculoase din deșeuri menajere, populație rurală. A fost 2435,87 conform ofertei, 2435,87 la 1.7.2017. Propunerea este de 707,09. Aici este vedere. Da. Deșeuri periculoase din pentru urban, la fel, a fost 569,22, 569,2, 707,09, da, egalizat și aici. Deșeuri voluminoase și de euro din deșeuri menajere populație rurală, 624,51 a fost oferta, 624,51 la 1.7.2017, 707,09. Eu vreau să întreb crengerele la copacii care se tai primăvara. Unde e? Unde e? Pe foc. Pe foc. Încălzit? Pe foc. Transformăm în energie. Toate crengerele care încep la pomii din livadă, le-am dat la mănăstire.
Te tocați mărunt. L-a uscat și a pus în foc. Un exemplu de la cântărițele de la mănăstire. De la Moldar. Nu, deci eu de la populații provenite din activități de reamenajare, reabilitări locuințe. 84-22 a fost conform ofertei și 84-22, 229,62 conform adiționalului 3. Dar e pentru colectarea și transportul deșeurilor biodegradabile generate de agenții economici, instituții. 946,82 a fost tariful fără TVA, conform adiționalului 1840,68 lei per tonă. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase de deșeuri asimilate de celor menajere generați de agenții economici și instituții. 2065,59 a fost conform ofertei, 707,09 propunerea pentru adițional. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor din echipamente electrice și electronice generate de agenții economice. 1042,55, 707,09 lei pe tonă. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor industriale de periculoase, deșeuri din construcții de demolări generate de agenții economice instituții. 92,3 a fost oferta, 229,62 este propunerea pentru adițional lei pe tonă. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor voluminoase generate de agenții economice. 866,98, 707,09 lei pe tonă propunerea. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor reciclabile generate de agenții economice. 1262,78 a fost oferta, 2054,82 este propunerea pentru adițională. Tarif pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere reziduale generate de agenții economice. 516,20 a fost propunerea, a fost oferta, 318,41 este propunerea pentru adițional. Deci, la noi, într-o dată, ca să revenim la voi noastre, deșeuri reziduale în rural, de la 318,73 se face 318,41. 317,73 se face 318,41. Nu ești cu 0,69. Deci, reciclabilul, aici e creșterea foarte mare. Nu știu cum reciclabilul o să mai aibă ei. 110,29 a fost tariful conform ofertei și se duce la 2654. Poate e 1010, mi se pare prea mult. 1010. Și dublu, dacă e 2654. 2654. Da, dacă trebuie să dăm. Da, dacă 87 a fost oferta, scade la 707,09. Da. De euri. Deci eu practic vedeau acum doar cel din rural, da? De euri, de la 624,51 la 707,09. Lei per tonă. Dar, la deșeurile, nimeni nu avea deșeurile periculoase, nu? Noi nu avem deșeuri periculoase, da? Din deșeuri menajere. Dar nu e verificat. Păi bun, și în condițiile în care... Asta nu însemna nu se... deșeuri periculoase, ce nu? În condițiile în care gunoiul de la noi se ia pe total, la ce preț bag? Menajer. Nu putem să... totul se ia la menajer. Deci la menajer se ia, nu... Absolut, noi, da, noi menajer, ce avem noi, mare. Deci eu periculoasă, doamnă, ce înseamnă? Că... N-a zis periculoasă, spune alea reciclabile. Nu, reciclabile, bine. Deci fac ce spete, nu, înseamnă, de exemplu, cum la dispensare.
dispensarele au vaccinurile, sângele și așa mai departe, sunt deși au periculoase și alea se colectează, pentru că au cutii speciale care e, și alea se duc și le incinerează direct în lumea noastră. Da. Alea sunt deșeuri periculoase, nu? Alea sunt deșeuri periculoase. Reciclate, nu ne mai interesează. Ce e reciclate? Reciclate, sticlă, carton, pietrele astea. Da, ce transport. Și astea sunt foarte scumpe, am înțeles. Păi de la 110 euro la 2600. Mai bine e de plăciunările. Eu vă spun că nu o să aibă ce să ia. Păi mai bine așa. Da. Cum nu are? Nu e viață gratuit. Cumva diferența asta de 100 de mii să fie regăsită în pentru astea? Nu, nu are nicio tangență. Deci, practic, noi vom da cu noi, să zic așa, la 318,41, nu? Da. Altă variantă n-avem. Da. Deci asta e, 318,41. Deci tot de scump. Păi, da. Dar, ești ceva pe jurul ăla. Da, nu e numai. Ai plătit 317,73. Da, nu trebuie anul. Deci am plătit. Că ăsta e anul ăsta. Deci ați făcut, ați făcut înfățirea cu înseamnă 300 de mii la 850 de tonii sau ce? Nu, no. E vorba aici de diferență de 68 de bani. Da, 68-69 de bani, deci e vorba de bani. Da. Da. Actul național numărul 3. Asta e și la nu s-a înțeles nimic? S-a înțeles, dar de ce să crezi că trebuie să apropăm? Putem fi și împotrivă? Așa, da, supunem la vot, dar nu că s-a apropăm. Păi nu, trebuie să discutăm. Deci acestea sunt niște prețuri impuse de pe care noi trebuie să plătim. Și noi de de asociație. E același lucru, adică de când ia banul, tot firma trebuie să fie importit. Nu, doamne, nu e același lucru, pentru că adică suntem noi. Păi tocmai că suntem noi, stai să vă spun, tocmai că suntem noi, avem un cuvânt de spus asupra prețurilor, este? Deci nu stai să aprobăm ce ne pun ei. Și dacă toate comunele fac parte din ADIS, OAT-urile fac parte din ADIS, peste tot trebuie să se aprobe același preț. Nu prețul impus de ei, ci prețul... Nu este impus, dar nu este propus. Nu, da. Bănuiesc că și noi putem să venim poate prețul. Cu studiul lor de piață, e și justificat, pentru că nu e are acolo problemele. Au luat și calculații făcute pe tot, nu? Domnule, eu nu iau așa de mai. Dacă stăm în Consiliul Local să facem la calculația la fiecare tonă, înseamnă că asta degeaba are. Facem noi, trebuie să mai venim aici. Mai are cineva ceva de spus? Eu chiar nu sunt matematic. Cine e cu el? Împotrivă? Abține? Eu mă abțin. Doamne. În vedere că n-am fost de acord cu plata sumei, mi se pare corect să mă abțin și la prețurile și la prețurile pe care mi le-au dat. Abțin și la Mimu. Și domnul. Pentru că dacă eu să îl plătesc, s-ar putea să nu mai... De acord, da? Se abțin. Da, da? Punctul 4. Aprobarea actului adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Da. Până am văzut că 3? Nu, ăsta a fost 3-ul la... Practic concesionat. Serviciilor privind delegarea serviciilor de transport deșeuri municipale și aprobarea tarifelor modificate a operatorului SC Compania Romprest. Asta e la proiectul de sistem integrat. Sistem integrat
Să iei management al deșeurilor solide în județul Bacău. E altceva. Nu puteam să votăm noi acum. Ce cu la urmă, atât am votat de... Păi, da. Întrebam la spune, dar ce din Iercu? Ce din Iercu sub ăsta? Din prezentul articol, are, au în derulare un contract de delegare valabil încheiat cu un alt operator, licitația pentru delegarea serviciului va fi făcută și pentru acele unități administrative teritoriale, cu mențiunea că operatorul selectat la nivel județean de către ADIS va începe operarea și contractul încheiat de ADIS va intra în vigoare pentru respectiva unitate administrativă teritorială doar la încetarea contractului extern. Această prevedere nu se aplică și nu vor fi excluse în contractul de delegare atribuit conform alineatului 45 de mai sus, cu excepția cazului în care acestea formulează înainte de demararea licitațiilor o solicitare expresă pentru a fi incluse acele unități administrative teritoriale care își păstrează forma de gestiune de interpretată de serviciu public de interes local, specializat cu personalitate juridică, înființat și organizat în suportul consiliilor locale prin hotărâre ale autorităților de deliberative de OATM-urilor respective. E vorba de Helegiu, Comănești și Zvănic Moldova. Își păstrează forma de gestiune directă prestată de către o societate reglementată de legea 31 de 90 reglementată, cu modificările și completările ulterioare cu capital social integral al OATM-urilor înființate de autoritățile deliberative de unităților administrative teritoriale respective. E vorba de orașul Târgu Ocru. Au contracte de delegare acest unic operatorul actual, care expiră la o dată ulterioară datei la care se preconizează să expire contractul ce va fi atribuit conform alineatului 4 și 5, cazul orașului Buhuș. Articolul 2. Se modifică și se renumerotează articolul 18, care va avea următorul cuprins. Capitolul 7. Taxele aferente serviciilor de salubrizare, articolul 18. Pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare, autoritățile administrației publice locale ale OATM-urilor, membre ADIS, o stabili în area administrativă a fiecăruia, taxa specială de salubrizare, atât pentru utilizatori casnici, cât și pentru utilizatori non-casnici. În așa fel încât se poate acoperi suma de plată aferentă cantității deșeurilor generate de fiecare OATM parte pentru serviciile de salubrizare, colectare și transport, respectiv operare instalații, depozitare, tratare, transfer, stortare, compostare, blocare. Având la bază, cu caracter minimal, obligatoriu, prevederile planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor aferente proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor solide din județul Bacău, aprobat prin hotărârea AGADIS numărul 18 din 2010, precum și cu caracterul orientativ de recomandare, prevederile planului anual de evoluție a taxelor actualizat în anul 2018. Autoritățile administrații publice locale vor stabili PHL asupra cuantumului subvenției de la buget local pentru acoperirea sumelor de plată în modalitatea de acordare pe care o vor considera necesară cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Taxele speciale de finanțare stabilite prin hotărâre ale autorității de autorități publice locale au OATM-urilor în sarcina utilizatorilor carte și non-carte vor include toate elementele de cost ale sistemului integrat de management al deșeurilor, de la colectare, transport, compostare, sortare,
tratare și eliminare la depozitul conform, inclusiv contribuția la economia circulară și orice alte obligații legale aplicabile. Nivelul taxelor se va stabili cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a prevederilor din decizia de finanțare din acordul de împrumut pentru creditul de cofinanțare. Autoritățile administrației publice locale ale OAT-urilor membre ADIS, care constituie excepție de la regula delegării prin intermediul asociației a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipale, respectiv OAT Oraș Târgovna, Oraș Comănești, Oraș Lăunic Moldova, Oraș Bucur și OAT Heleciu, vor putea stabili sarcina utilizatorilor non-cazni și a operatorilor de colectare și transport deșeuri municipale care îi deservesc în baza contractelor de legare, hotărârilor de legare în administrarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale, obligația de încheiere contractelor de prestări servicii individuale și sarcina plății directe de către utilizatorul non-caznici a contravalorii serviciilor prestate de către operatorii respectivi, conform tarifelor aprobate în prealabil de către autoritățile administrației publice locale respective. În cazul temeinic justificate cu respectarea legislației incidente în materie, autoritățile administrației publice locale ale fiecărui UAT membru ADIS parte în unul sau mai multe contracte de delegare încheiate de asociație prin procedura de achiziție publică de tipul licitație deschisă, pot adopta hotărâri privind acordarea subvențiilor pentru asigurarea respectării principiilor menținerea echilibrului contractual și a recuperării integrale de către operatori a costurilor de operare și a investițiilor prin înființarea, reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de salubrizare, exclusiv în cazul contractelor de legare încheiate de către asociații. Autoritățile administrației publice locale ale fiecărui UAT, membru ADIS, vor stabili cu respectarea prevederilor legale incidente în materie, modalitatea optimă de acordare a subvențiilor și cuantumul acestora. ADIS va transmite lunar fiecărui UAT una sau două notificări de plată în blocat în funcție de calitatea UAT-ului de membru implicat parte în cadrul contractelor de delegare încheiate de asociație în numele și pe seama membrilor cu operatorii serviciului de salubrizare desemnați cu urma procedurilor de achiziție publică de tipul licitație deschisă. O notificare de plată în cazul contractului încheiat cu operatorul de colectare și transport deșeuri municipale respective o altă notificare de plată în cazul contractului încheiat cu operatorul instalațiilor de deșeuri municipale. Din taxa de salubrizare colectată de utilizatorii casnici și non-casnici, din subvenții acordate de autoritățile administrației publice locale și din orice alte sume legal constituite, după caz, fiecare UAT va transfera către ADIS, conform notificărilor de plată emisie de asociație, în mod distinct pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare, respectiv pentru colectare și transport de deșeuri municipale, și în mod similar pentru activitățile de operare, instalații de deșeuri, depozitare, tratare, transfer, sortare, compostare după casă. Suma de plată corespunzătoare cantității de deșeuri a fiecărui UAT în parte, în scopul exclusiv de plată de către ADIS a facturilor emise de către operator pe baza deșeurilor aprobate de către autoritățile administrației publice locale ale UAT-urilor membre, conform prevederilor contractelor de delegare încheiate de asociație în numele și pe seama UAT-urilor membre cu operatorii. Până la atribuirea de către ADIS a contractului de delegare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor din zona, pentru zona ISPA, municipiul Bacău și 22 de comune de Pitrofe, fiecare UAT din această zonă va achita operatorului de colectare și transport în baza contractului existent și tarifelor aferente activității serviciului de salubrizare respectiv, contract valoarea serviciilor prestate, urmând să transfere mai departe către ADIS lunar suma de plată solicitată prin notificarea transmisă de către asociație. Suma care se acopere costurile serviciului de operare în instalația administrativă de deșeuri municipale, menajere și asemenea de menajer aferentă fiecare UAT din zona ISPA în parte. După finalizarea procedurii de achiziție publică de tipul licitație deschisă, inițiată și derulată de către ADIS în numele și pe seama UAT-urilor din zona ISPA, municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, și odată cu începerea activității de către operatorul de colectare și transport desemnat câștigător, fiecare UAT din această zonă va transfera lunar către ADIS conform fiecărei dintre cele două notificări de plată emise de către asociație, separat pentru activitate de conectare și transport și activitate de operare instalație. Suma de plată corespunzătoare întregii cantități de deșeuri a UAT-ului respectiv, în scopul exclusiv de plată de către ADIS a facturilor operatorilor
conform prevederilor contractelor de delegare încheiate de asociație, numele și pe baza și pe seama membrilor implicați cu operatorii de stabilizare, corectare și transport deșeuri, respectiv operarea instalației deșeuri. Cele 5 OAT-uri excepție de la regula delegării prin intermediul asociației a gestiunii serviciului de stabilizare, corectare și transport deșeuri municipale, respectiv orașul Comeneș, Bucuș, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Comuna Hereciu, vor achita operatorului de colectare și transport în baza contractului existent și tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare respective, contravaloarea serviciilor prestate, urmând să transfere mai departe către ADIS lunar suma de plată solicitată prin notificarea transmisă de către asociații, suma care să acopere costurile serviciilor de operare în instalații a întregii cantități de deșeuri municipale menajere și asimilabile menajere, aferentă fiecărui OAT din cele 5. În cazul în care operator de colectare și transport deșeuri municipale, care deservește oricare dintre cele 5 OAT-uri excepție, are conform contractului de delegare, HCR de dare în administrarea serviciului, obligativitatea încheierii contractelor de prestări servicii cu utilizatorii non-casnici, acest operator va încheia contract de prestări servicii de depozitare cu operatorii instalațiilor de deșeuri și va achita contravaloarea acestora în mod direct. În acest caz, pentru evitarea dublei impuneri, sumele de plată ce urmează a fi transferate către ADIS de către OAT-ul în cauză, se vor calcula în funcție de cantitățile de deșeuri reziduale, mai puțin cele pentru care respectivul operator de colectare și transport a achitat în mod direct operatorului de instalație. Acesta fiind de o fațiere clară a cantităților de deșeuri pentru fiecare OAT în parte. Pentru implementarea principiului echitabilității privind suma de plată a cantității de deșeuri aferente fiecare OAT în parte și pentru respectarea principiului plătește pentru cât are, dar mai ales în vederea diminuării cantităților de deșeuri reziduale și implicit creșterea cantităților de deșeuri reciclabile, ADIS este mandatată prin prezentul act adițional al documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului de gestionare a deșeurilor județului, aprobat pentru hotărârea Consiliului Local al fiecărui membru OAT membru și hotărârea adunării generale a asociațiilor AGADIS să ofereze facturile lunare de fiecare operator în vederea stabilirii obligațiilor sumelor de plată aferente fiecărui OAT după algoritmul de calcul detaliat cuprins sau prezentul actual acceptat de fiecare OAT membru. ADIS Bacău este mandatată să încheie numele și pe seama OAT-urilor membre, contracte cu unul sau mai multe organizații de transfer a responsabilității cu respectarea privitorilor legale în vigoare. Factura operatorului de colectare și transport deșeuri municipale transmisă către ADIS Bacău cu OAT-urile membre, care au delegat împreună prin intermediul asociației gestiunea activităților componente ale serviciului de salubrizare, colectare și transport este emisă pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale, menajere și asimilabile, menajer, a respectivelor OAT-uri, parte în prezentul contract de delegare pentru 65 de OAT-uri, în cazul operatorului post-medie și pentru cele 23 de OAT-uri, municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, viitorul operator ISPA, ce va fi desemnat și în urma procedurii de achiziție publică de durată de ADIS. Fiecare factură lunară va fi operată de către ADIS în vederea stabilirii obligațiilor, sumelor de plată, aferente fiecărui OAT în parte, prezent în constante de legale, conform următorului algoritm de calcul. A1. Valoarea totală a facturii emisă pentru o întreagă cantitate de deșeuri municipale menajere și asimilabile menajere se va împărți la cantitatea totală de deșeuri reziduale colectate și transportate și va diminua valoarea de plată V1. aplicabilă pentru fiecare tonă de deșeuri reziduale a fiecărui OAT membru ADIS în area de deservire a respectivului operator de colectare și transport. Această valoare pe 1 va cuprinde costul total de colectare și transport pentru toate fracțiile de deșeuri existente în deșeurile municipale, menajere și asimilabile menajere, reciclabile, reziduale, biodegradabile, toate comunoase de ion, periculoase, etc. B. Suma de plată aferentă fiecărui OAT din area de deservire a operatorului de colectare și transport pentru plata facturilor aferente exclusiv serviciului de colectare și transport deșeuri municipale se va calcula astfel. Cantitatea de deșeuri reziduale a fiecărui OAT în parte se va mulți cu valoarea de plată, rezultatul numit în continuare sumă de plată,
a calității aferite fiecărui bate pentru activitatea de proiectare și transport reprezintă suma contravalorii prestației datorate de fiecare bate pentru plata operatorului, cuantum în sume de plată va fi transmis lunar prin notificare de plată de către ADIS către fiecare bate în parte. Algoritmul de calcul privind stabilirea sumei de plată se va aplica asupra facturii lunare, stabilindu-se în mod unitar suma de plată pentru fiecare bate în parte, în cadrul fiecărui contract de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeului municipale în mod corespunzător astfel. Pentru fiecare OAT membru ADIS, parte din contractul de delegare a gestiunii, serviciul de colectare și transport deșeului municipale încheiat de asociații în seama și pe numele al 65 de OAT-uri membre de la data intrării în vigoare a prezentului act adițional la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului de gestionare a deșeurilor în municipiul Bacău. Iar în cadrul contractului de delegare a gestiunii, serviciul de colectare și transport deșeurilor municipale în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe, după încheierea acesteia de către asociație și la data începerii activității de către respectivul operator. Factura operatorului de instalații deșeurilor municipale transmise către ADIS pentru toate OAT-urile de membre care au delegat împreună prin intermediul asociației gestiunea activităților componente ale serviciului de salubrizare, depozitare, transfer, tratare, sortare, compostare, recoltare, este emisă după, pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale, menajere și asimilarea de la menajer a celor 93 de OAT-uri membre parte în respectivul contract de delegare. Fiecare factură lunară va fi operată de către ADIS în vederea stabilirii obligațiilor sumelor de plată aferente fiecărui OAT parte în respectivul contract de delegare conform următorului algoritm de calcul. Valoarea totală a facturii emisă pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale menajere și asimilabile menajere se va împărți în cantitatea totală de deșeuri reziduale facturate către ADIS și acceptate la instalații, depozit și stații de transfer și rezultă valoarea de plată pe doi aplicabilă pentru fiecare tonă de deșeuri reziduale a fiecărui OAT membru ADIS în area de servire a respectivului operator al instalațiilor de deșeuri. Această valoare de plată va cuprinde costul total de operare a instalației, depozitare, transfer, tratare, sortare, compostare pentru toate fracțiile de deșeuri existente în deșeurile municipale menajere și asimilabile menajere. Reciclare de reziduale biodegradabile voluminoase de ion periculoase etc. Suma de plată aferentă fiecărui OAT din area de servire a operatorului depozitului și instalațiilor de deșeuri pentru plata facturilor aferente exclusiv activităților de depozitare, tratare, transfer, sortare, compostare, locați, se va calcula asta. Cantitatea de deșeuri reziduale a fiecărui OAT în parte, prelucrată, intrată în oricare dintre instalațiile de deșeuri de servite de către operatori, stații de transfer sau depozit, se va mulți cu valoare de plată pe 2, rezultatul numită în continuare sumă de plată a cantității aferente fiecărui OAT pentru activitatea de operare a instalației reprezintă suma contravaloarea prestației datorată de fiecare OAT pentru plata operatorului. Cuantum în sumă de plată va fi transmis lunar prin notificare de plată de către ADIS către fiecare OAT în parte. Pentru evitarea oricărui dubiu, la stabilirea sumei de plată nu vor fi avute în vedere cantitățile de deșeuri reziduale aferente contractelor de prestat servicii încheiate și achitate direct de operatorii de colectare și transport a OAT-urilor, excepție cu operatorul instalațiilor aferente utilizatorilor non-cadre și din OAT-urile excepție. Algoritmul de calcul privind stabilirea sumei de plată se va aplica asupra facturii lunare, stabilindu-se în mod unitar suma de plată pentru fiecare OAT în parte, în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare, instalații deșeuri municipale în județul Bacău, de la data intrării în vigoare a prezentului act adițional al documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului de gestionare a deșeurilor în județul Bacău. Punctul 14. ADIS va transmite două notificări de plată pentru fiecare dintre OAT-urile din zona de operare a operatorului de colectare și transport deșeuri municipale post-mediu 65 de OAT-uri, pentru cantitățile de deșeuri generate de fiecare OAT în parte, respectiv o notificare pentru plata operatorului de colectare și transport deșeuri și o a doua notificare pentru plata operatorului instalațiilor de deșeuri. Pentru zona ISPA, municipiul Bacău 22 de comune de microfe, pentru cele 5 OAT-uri excepție de la regula de reglare prin intermediul asociației a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale în Comănești
Târgolda, Buhuș, Stălui Moldova, Heregiu, ADIS va trimite fiecare UAT în parte câte o singură notificare pentru plata operatorului de instalație. De la data începerii activității operatorului de conectare și transport, DSU, desemnat de asociație Norme și pe seama municipiului Bacău și a celor 22 comune limitrofe, ADIS va transmite către municipiul Bacău și fiecare din cele 22 de comune limitrofe două notificări pe plată, respectiv una pentru plata operatorului de conectare și transport deșeuri municipale și una pentru plata operatorului instalațiilor de deșeuri municipale. După această dată, ADIS va emite pe urmare o singură notificare de plată doar către cele 5 OAT-uri excepție. OAT-urile membre ADIS vor achita termen de 20 de zile de la primirea notificării de plată, suma de plată din fiecare notificare transmisă de către ADIS pentru calitățile de deșeuri municipale. 20 de zile? 20 de zile. Păi da. Și? Păi și ce? Păi nu, că asta păi e... ce? Ce trebuie să plătim așa? Nu există și... Asta e dar nu contează, altul la vizionare. Ia-l pe notifică la sfârșitul lui. Da? Atâta. E calitate. În termen de 20 de zile la primirea facturii, tu trebuie să plătești. Acum ne întoarcem, v-am întrerupt din asta, pentru că ne rământă problema cu banii și așa. Bănuiesc că și în actele adiționale de anul trecut există o astfel de clauză unde spune că trebuie să plătești în termen de 20 de zile. Iar dumneavoastră ați primit notificarea de bani că trebuie să plătim mai am săptămâna trecută și sâmbătă n-a trimis mașina de mulai. Nu? Are nicio treabă în așa? În primul rând, asta e pentru... Pentru ce? Pentru sistemul... Se pregătește o finanțare pentru un proiect. Și iată toți în parte. Deci trei clasă la nivel de județ. Avem cele 65 de oameni pe care facem și noi în parte. Sunt cele 5 excepții. Pămânești, Târgovna și așa mai departe, îi dezbate pe ei în parte și ceilalți trei care sunt 22 plus 1 Bacău, care este program ISPA, au și eu finanțare și din cauza asta îi tratează pe toți. Dar ei spun că acum el îți facturează cantitatea de deșeu pe care ai trimis-o, iar tu în termen de 20 de zile la asta se referă. Tu trebuie să da, plătești factura. Am înțeles. Pentru că e vorba de dat niște bani și o notificare. La fel și în situația cealaltă. Ți-am notificat că trebuie să-mi dai bani, ai un termen. Din vorba a spus că nu avem notificare, nu avem nimic. Da, dar nu știu de asta. Am înțeles ce spune. Păi tocmai, adică nu am primit. Da. În 3 zile ți-au primit mașina de gunoi. Când tu ai primit notificare. Nu, acolo dai 20 de zile, să începe pe la mine. Bun, 20 de zile, da, dar stă un termen. Da, acolo nu noi am fost cauza. Deci cauza opririi sistemului nu a fost din cauza nesimplicașului. Cauza au fost ceilalți care aveau sumii incomensurabile, da? Și care, pur și simplu, numai din cauza cărora nu mai putea merge sistemul. Iar nu a fost, ca să spun așa, viitorul colateral, dacă vreți. Da. În cazul în care un OAT, mai multe OAT-uri, nu achită suma de plată prin notificare, din notificare, notificare în termen de 20 de zile de la data primirii notificării, așa, pentru serviciile prestate în cursul lunii precedente, facturile emise de operatori vor putea fi achitate parțial de către ADIS. În acest caz, ADIS va transmite notificări către fiecare operator de salutizare în care vor fi specificate OAT-urile care nu au efectuat plata conform notificărilor emise de ADIS. Pentru OAT-urile restante se vor aplica de către operator penalitățile de întârziere conform prevederilor contractuale reamintele de 30 de zile de la data scadentă a facturilor conform prevederilor contractuale. ADIS va transmite către operator solicitări de suspendare a serviciilor pentru OAT-urile. Suspendarea a serviciilor RR? Când? 30 de zile. Vorbim de ce s-a întâmplat de aici. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturilor, ADIS va transmite către toate OAT-urile membre situația privind toate cantitățile de deșeuri municipale menajere asignate de menajer, conform facturilor verificate pentru luna anterioară, precum și sumele de plată restante în scopul informării tuturor membrilor ADIS pentru a putea decide în cadrul adunări generale asociațiilor ADIS, măsurile legale ce se impun a fi luate în cazul nerespectării prevederilor documentului de poziție, inclusiv a actelor adiționale și a contractelor de delegare. Pentru a evita orice dubiu în scopul încurajării colectării selective, a atingerii țintelor
legale stabilite în sarcina oatelor, implicita scăderii cantităților de deșeuri reziduale și a creșterii cantităților de deșeuri reciclabile, curățele toate oatelor în membreanis, înțeleg faptul că, în vederea calculării sumelor de plată, a ferei de efecturi imate, se vor lua în considerare numai cantitățile de deșeuri reziduale din fiecare oate în parte, raportate la costurile aferente colectării, tratării, transferurilor și depozitării pentru toate fracțiile de deșeuri principale menajere și asimilare menajere. Prezentul act adițional numărul 3 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului de gestionare a deșeurilor din municipiul Bacău, în județul Bacău, aprobat prin HCG, de către autoritățile deliberative ale fiecărui membru OAD membru și hotărârea adunării generale a asocierilor de valoare din Bacău, semnată de către fiecare primar și candidat, intră în vigoare de la data achitării integrale a datoriilor OAD-urilor membre față de operatorii cu care asociația a încheiat contracte de delegare. Deci, practic, ei iau situația fiecare zonă în față și o reactualizează așa. Au învățat din greșeli. Pe parcurs. Deci, practic, ei vin și îți achită. Dacă nu și mai achită unul, nu vine avisul, achită în locul ăla și se duce mai departe. Deci, e la penalizație la... Da. Așa se întâmplă. Da. Tot poate. Da. Chestia că la afacerea cu liceului este cea mai profitabilă de mai zis. Vreau de ședeți, dacă să zicem că sunt 6.000 de locuitori, cu 4 le să zic că costă pe deslegare, înseamnă 6.000 de euro. Da, 6 ore, cu 4, 6 ore, 24, 2.000. Nu, 24.000 de euro. Unde știi 10.000 de euro? 24.000 de euro. Iar ești, da. 10.500. Acolo a fost propus 14.000 de euro. Trebuia 14.000 de euro, iar ei au aprobat 10.500. Așa cum nu așa a spus. Haideți să supunem la vot. Cine este tema? Modificarea aia, dacă deja... Am luat adițional numărul 3 la... Împotrivă? Abține? Da. Propunerea noastră este ca prețul să rămână 4.17, exact cum am discutat până acum. Propunerea lor, v-am spus, este 6.2, cu o evoluție până pe... Dar nu trebuie să aprobăm evoluția. Păi dacă mai este evoluția... Evoluția o aprob pentru mine, nu o aprob pentru... Deci pe 2019 aveau propus 6.82, pentru 2024, 7.74, 7.74, așa, mă rog, avem de 2041, 1967, da. Exact aceeași chestii care discutam noi acum vreo 5 ani, nu, în 2014, când am aprobat planul ăla de evoluție a taxei, știți că am aprobat, de fapt, cel pe care ne-am bazat noi, ne bazăm noi astăzi, da? Propunerea mea este să rămâne pe 4.17 anul ăsta, iar la anul ne adaptăm, vedem exact. Cum, că nu putem să aprobăm acum, abic ce se va întâmpla la anul. Propunul crește exponențial. 4 ani de zile. Și ei vin și zic că e 6.82. Noi venim și spunem 4.17. Și care e ideea? Ideea este că noi trebuie să depunem eforturi ca să dăm o cantitate cât mai mică la noi plătim la ton, începem la anul ăsta, da? Și atunci să ne acoperim cu suma asta. Dacă nu ne vom acoperi la sfârșitul anului cu suma asta, va trebui să... Să înțeleg, noi chiar dacă nu suntem de acord cu 6.82, la sfârșitul anului vom plăti tot 6.82. Depinde cum vedem acum, vedem cum ajung de la sfârșitul anului. Propunerea noastră. 6.82 nu ia și dacă... Și
Practic, acum, toate actele astea adiționale restartează sistemul. Deci nu mai plătești pe plăci. Ei nu mai plătești la persoană, noi încasăm la persoană, dar plătim la tona de deșeu generat. Asta se înseamnă. Și noi ne strădim. Diferența de bani, dar nu plus TVA.
taxă de părțile au decis încheierea prezentului act adițional următorul continuu. Capitolul 8, alineatul 16, articolul 16, alineatul 1, se modifică în conformitate cu fișele de fundamentare puse la discuție de către delegat și va avea următorul conținut. Tariful pe care delegatul are dreptul să-l aplice este de 119,29 per tonă pentru activitate de transfer, 3,01 lei per tonă pentru activitate de sortare a deșeurilor, 0,32 lei per tonă pentru activitate de compostare a deșeurilor, 81,28 per tonă pentru depozitare deșeurilor, 125,74 lei per tonă pentru stocare temporară a deșeurilor voluminoase și menajere periculoase și 78,43 de lei per tonă pentru preluarea deșeurilor din construcții și demolări în vederea sortării și tratării. La toate tarifele menționate mai sus se va adăuga TVA. Prezenta modificare are drept cauză prevederile OUG 74/2018 cu modificările și completările ulterioare și se fundamentează pe fișele țelegrează, fișele de fundamentare înexate la prezentul act adițional. Aceste fișe de fundamentare nu sunt modificate sub niciun alt aspect față de propunerea financiară din anul 2014, excepționând contribuția pentru economia circulară. La dispacro se obligă să depună toate diligențele în vederea asigurării contului operatorului după finalizarea procedurilor de executare civită aflate în derulare la data semnării prezentului act adițional. Da. Eu sunt cam o joră. Cu cine afectează? Nu, el spune așa, doamne, e clar că ăștia 30 de lei ia fondul din mediu, din stat, îi ia lui banii ăștia. La momentul ăsta, toate conturile adisului sunt oprite. Da? Nu se poate. Deci ce s-a întâmplat? Toți banii de la noi se duceau într-un cont. Într-un cont la ADIS. Da? Toți. Puteam în contul ADIS-ului. A venit executorul judecătoresc și a spus din momentul ăsta nu se mai plătește în contul ADIS-ului, ci se plătește direct la executor pentru că Rompresto, având datorii, lua banii care veneau de la OAT-ul. Bani către Ecosud, n-am mai putut să mai ducă. Pentru că executorul nu-i dădea și Ecosudului bani. Acolo erau bani și pentru Ecosud, da? Dar executorul spune, eu întreb numai cu un preț, nu mai e un angajat. Nu, îi dau bani până când se închid datorii. Acum Ecosud a rămas fără bani. Și acum, practic, asta se încearcă. Să ajungă la un viitor comun ca să poată să deschidă școlul și școlul. Și acum noi să plătim direct în contul Ecosudului, adică componenta de transport, colectare de transport, o plătești deoparte, componenta de plătare și așa mai departe, o plătești deoparte. Da. Deci, da. Deci, cum fi de bine? Deci, noi cu cine vorbim? Nu, știu. S-au spălat că e reasă. Cine este clientul? Așa. Pentru altul agenda numărul 1. Ei e bani și ăștia. Dar când să-mi faci. Abține. Nu mă afectez. Da. 6, da. Trecem la punctul 7. Actualizarea domeniului public privat al comunei Mănăstirea Cașa în județul Bacău. Cine este pe aici? Noi, lucrurile simple. În domeniul public nu am introdus pe considerăm că o să scoate valoare și o dată din proprietate, nu am introdus suprafața de 2091,7, nu am introdus-o în domeniul public. Acum avem nevoie pentru instalația, pentru producțiunea de apă neapărat, ca să putem să dăm. Lucrăm deja la cadastrare și ca să ajung la cartea funciară, ne trebuie, automat ne trebuie teren. Și trebuie inclus în domeniul public, suprafața de 2091,7.
Avem aici proces verbal de punere în posesie, acte cu referatul de specialitate, schița, mă rog. Și nu se face. Așa, deci. Vă v-ați spus pădurea? Era, a fost evaluat, a fost introdus, a fost evaluat. Efectiv, nu se regăsea în inventarul domeniului. Da, da. Ne actualizăm domeniul public, suprafață din 2019-2007 hectare. Nu? Da, și privat, vedeți cum e ceva, nu? Privat? Nu, nu. Privat? Unde vreți privat, domnul Antinu? Nu, public și privat. Asta. Public și privat ce? Și mai este ceva de alun podului, da. A, mai vreți și altceva în afară de asta. Păi, modificarea, trebuia două puncte distincte. Deci, domnul Vucu George Adrian face referire, spune așa, actualizarea domeniului privat al comunei, unde s-a omis introducerea în evidența parcelei 4694 în suprafață de 1,96 hectare și a parcelei 4793 în suprafață de 0,42 hectare din extragram comunii Năstreaca și conform extrasului de hată care a stat exact și a evidențelor contabile. Propun actualizarea domeniului privat. Deci și actualizarea domeniului privat, da? Stați așa, da, că tragem păi, publicul cu 2091,7 hectare deci, și privatul cu 1 hectare. Deci, în exact, dar îl transformă în hectare. Îl transformă în hectare? Nu, nu, nu. Nu transformă în hectare. Nu amestecați. Pe o suprafață din teren. Bă, mai gândea de parte lui. Așa, așa. Era omis. Unii suprafața din parte lui, așa, era omisă din domeniul privat, nu? Da. Da. Și să actualizează și să-i introduce. Domeniul cum a fost intrat? Ce anume? Pădurea, cum a fost? În ce domeniu a fost? Pădurea asta. N-a fost. N-a fost intrat. A fost intrat. Asta de n-aia. Asta de n-aia. Da. Nu, ea automat, ea fiind în domeniul public al statului, nu are cum să spun decât în domeniul public al UAT-ului. Nu ai cum să faci altfel. Păi, dar iau de când? De 3 ani, parcă asta. În 2012. Da. Dar cum se poate trece din domeniul public în domeniul privat? Greu. Din domeniul public în domeniul privat? E un fără? Depinde de unde. Nu poți să poate. Deci poți să scoți cu aprobarea Consiliului Local, evident, și cu, depinde cum e pădurea, de exemplu, asta, care provine din domeniul public al statului, doar cu hotărâri de guvern. Deci trimiți la... la... E greu. Cu, da. E greu. E aproape imposibil. Da. Da. Da, dacă sunteți de acord. Toți, da? Se scuce. Doamna președintă, spuneți-ne, cu ce suntem de acord sau nu? Cu ce s-a anual, pentru că așa prevede legea.
la 416 beneficiari de ajutor social și avem decolmatare șanțuri, stabilizarea zonelor neconforme și întreținerea zonei drumul județean 115, Zidării, Ioina, Pălug, Risaca, Sărățel, Țarna, Mănăstirea Cașin, Lupești, zona Pălugului Răchițelor, dealul Stânii, Durbăcești, zona dispensarului Pești. Stabilizarea malurilor râului Cașin și a râilor aferente și, și la platformele de deșeuri selective. Salubrizarea zonelor unde se depozitează deșeuri neconforme în mod accidental sau a fostelor gropi de gunoi, gen Râulușilor, Bălăceanu, Bătrânul, Badan, Curmătură, Zidăria, Dârbăcești. Și Irina? Lucrări cu munca necalificată și refacerea apărători de apărători, colectare piatră râu, executare de fascine, coșit lemn, întreținere drumuri comunale. Întreținere spații verzi, aparținând domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașin, dezăpezirea în zonele unde nu acces, nu se poate interveni cu utilaje, zgurat drumuri comunale, tăiat, despicat, încărcat, descărcat, așezat în autobasculantă sau magazin, lene de foc. La cine persoane legate? Pentru școală și pentru bine. Păi spune, dar persoane legate? Nu știu. Dar trebuie. Lucrări care se fac în probleme. Iar la persoanele cu care vor participa și vor presta muncă în folosul comunității. Asta e multul nou. Da. Cei care au condamnare. Da, cei care au condamnare, care au de executat din folosul comunității, cum ar fi suspendare. Da, nu. Avem greșeli? Da. Vreo 5 au terminat, da, și am rămas în continuare cu ceilalți, dar au câte 2 ori pe zi, cu posibilitatea să lucrezi 8 ori la cerere, așa, și maxim 120 de ore de lucru. Și nu avem voie să știi pe așa? Dar nu mi se pare fine să știi. Păi până la urmă și la poate fiecare are probleme. Dacă îi vedem la muncă, atunci nu... Da, asta e. Dacă vreți să vă interesați, vedeți la domnul Fice și vă satisfaceți curiozitatea. Vorba totul jos de ședință publică. Nu știu, fiecare poate unul... Dar în momentul în care le faci publice... Pentru Consiliul Local nu trebuie. Și așa ce fost. Ba da, ședința este filmată și este publică, domnilor, dacă nu o confundați. Așa, și dacă sunteți, bă, da, veniți, duc și vă rog. Pentru că aveți somn, trebuie să... Da. Da. Nu e ședința asta. Haideți, domnule, de ce treceți la paie? La muncă folos comunității, deformatarea șanțurilor, salubrizarea malurilor râului Cașin, lucrări cu munca necalificată la apărători, apărători maluri râuri, dezăpezirea în zona de alei și scoturi, întreținere spații verzi, tăia despicat, încărcat lemne în autobas, plantă și magazin. De obicei, să știți că în munca în folosul comunității și cu cealaltă munca la ajutor social, adică este foarte greu să-i supraveghezi, așa că îi supraveghezi o dată la un loc și ei își depun același efort și fac aceleași lucrări. Deci, doamna președintă, ați epuizat și punctul nou cu da, pentru că v-am făcut o paralelă între lucrările care îi fac cei de la ajutor social și ceilalți și v-am arătat și ce le-am spus așa în asemănătoare, să pot gestiona mai bine. Eu nu știu dacă sigur că
416, cam câți ani? Poftiți? La legea 416. La legea 416 sunt 27 de dosare în acte de lucru. Cam la ce sumă se ridică toată... Dacă e cea mai mică, e deci, garantat cât e? 100, 140 de, cam din 26 sunt vreo 10 care au mai mulți membri, restul sunt cu un singur membru. Vreo 4 cu 3 membri și restul numai cu câte membri. Sunt vreo 50 de milioane și? Păi, depășesc. Păi, bine, cam 150 de persoane, cam așa, cam așa. Nu mai avem acum exact, nu mai vin banii la case, banii de vin direct în... De la direcția muncii. Direct la direcția muncii, în mandat poștal. Dar, în general, ca și medii, pentru o persoană, 145 de lei. Orele trebuie, deci o persoană singură, într-un dosar, trebuie să facă 3 zile, 24 de ore. Pe lună. Da. Pe cine ați făcut la cadrul cu Mariani? Este, problema cu, este cu dispoziție doamna Jitea. Da. Putem să-i deturnăm și la alte activități? La... Da, avem tot care. Nu se poate... Adică nu are responsabilitate, că am ca și vocal. Da. Adică... Ce fac? Trebuie să... Știți cum? Că el trebuie supravegheat. Adică îl pun să păzească mai și mai bun, unul să păzească bine. Și altul, nu, mă referea la el, vrei? Nu. Era faza și care a făcut-o domnul Aldea, deci era el prin asociație a cerut niște posturi de vărcat sau muncitor de calificat către forțele de muncă. Ei merg la forțele de muncă din 3 în 3 luni și sunt în căutarea unui loc de muncă și vin cu negație, iar cei mai buni de muncă, în general, primăvara e mai... Nu le dă negația, le dă locuri de muncă și atunci refuză locul de muncă, el nu refuză. Da, le refuză și vreau să-i dați statul, înseamnă că are un loc de muncă, nu mai este asociat. Dar eu doamna Iria, că nu mai sunt locuri de muncă la funcție de muncă. Eu o singură problemă aș avea acolo, poate considerați că acolo, la încărcat lemn în magazin, ar fi bine să precizați unde în magazin. La primărie, la școală, la dispensar, la dacă e, nu în magazin. Adică mi se pare prea general chestia? Da, ori, adică, ori primărie. Exact, unde, unde? Doar la primărie? M-am dat de exemplu cu Văcar. Deci cum mai trebuie unul ca să mă duc să... Păi știți de ce de ce spun asta? De exemplu, la școală, dacă veniți la școală, vor sunt oameni plătiți pentru asta. La primărie, probabil, aveți oameni plătiți pentru asta. La... Deci de asta spun. Precizați unde, da, anume. La primărie am precizat. E bine, și dacă a dat nevoie de nou la școală, nu ne trimiți să cine? Treceți la școală. Trebuie să școală, da, poliții, dispensar. Să știți că și la poliții. Și dacă ai la dispensar... Da, corect, ce? Da, corect. La instituția... La instituția, la instituția. Asta a fost asta. El poate și dacă le spune mă lemne în magazin la el, spune, da, bine, conform hârtiei aprobate în consiliul local, da, sunt lemne în magazin. Nu e ce mai ridică. Nu e ce mai ridică. Mai are cineva ce trebuie adăugat de trei parte? Nu, nu e la loc. Ce ne stipendul? 8 și 9. Să înțelege cineva. Trecem la punctul 10.
și 11. 10 și 11. Da. Aprobarea remisului general privind valoarea totală a investiției, investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1, Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Punctul 11. Aprobarea remisului general defalcat pe surse de finanțare privind obiectivul investiții de modernizare și dezvoltare a infrastructurii școlii gimnaziale numărul 1, Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Să trebuie să știi că gata cu 10 ani. Da. Deci, vă spuneam că s-a făcut achiziția pentru lucrări, Alconepul lucrează și s-a semnat contractul de lucrări. Numărul... tehnică. Deci toate trei sumele sunt în cadrul contractului de lucrări, pentru că contractul de lucrări cuprinde și proiectarea. Ne-a fost predat PDH-ul. Lucrarea este, prezentul contract este de 84 de luni durată. 84 de luni. 84 de luni. 3 luni proiectare plus 21 de luni execuție. 84, 60 de luni pro perioada de notificare a defectelor. 84 de luni. Din care 3 luni proiectare, 21 de luni execuție și 60 de luni perioada de notificare a defectelor început cu ordinea de emitere. Evident că devizul general se schimbă, s-a semnat și contractul de urgenții de șantier, valoare de 44.000 de lei cu PFA Zbulina. Și... Cum s-a făcut? S-a semnat contractul de urgenții de șantier? De șantier, da. Da, cum, dar domnul la problema de urgenții de șantier. Și altceva. Deci este reprezentantul, specialistul UAD-ului care îmi dorește lucrări. E obligatoriu prin lege. Înțeles, corect. Din câte știți, ce presupune proiectul ăsta de urmă? Reabilitare și extinderea spațiului. Reabilitare cam generic. Reabilitare înseamnă... La școală, la clădirea veche. Da, la clădirea veche, să... Dă jos la cărămidă, să pune plasă cu Buzău și să retencuiește. Plus izolații, plus stâlpi. Stâlpi de susținere, plus acoperiș. Da. Și avem, conform actualizării, după ce le-a luat în calcul, avem valoarea totală a investiției de tot cu TVA 6.105.420. Din valoarea totală a investiției, suma de 5.825.593 de la bugetul de stat, 279.947 de la bugetul local. Deci, practic, să ținem și noi 279.947 la tot proiectul ăsta de lucrări. Înțeles că suma e la momentul ăsta. La momentul la care discutăm noi. Dar timpul constructorilor fără suplimentări de fonduri. Deci, în mod normal, nu. Contractul ăsta s-a preluat. Nu s-a admit suplimentări de fonduri. Nu știu dacă păi cam așa, la contractul ăsta... În analizarea mai vine ceva. Mă, nu știu ce, bă, fără! Așa specific în contractul. De exemplu, vă spuneam la aviz. Avizul de la cultură e 60 ceva de milioane. El nu-i prevăzut în... O să fie ineligibil, iar... Da, plătim noi.
este sumă care... Deja s-a obținut avizul de la mediu, nu? Da. Avizul de la mediu obținut, adică pentru cultură și pentru cea mai propus. La cultură l-am depus, dar am zis că o să trebuiască, angajat și un arheolog, pentru că s-a avut zona de protecție. Tot așa, cu sondare, cu... Studiul arheologic. Ceea ce s-a construit, dar ce faceți? Construiți peste? Merge peste, da. Deci, nu se mai, deci valoarea trebuie să scadă cu aia. Da. Voi introduceți valori bani pentru ceea ce este făcut deja. Da, s-a făcut de expertiză, s-a constatat că... Deci s-a făcut de expertiză pe ceea ce este făcut acolo. S-a luat de acolo. Și după părere, înseamnă că școala de sus rămâne în conservare? O face azi de bătrân. Rămâne școala din sus, va rămâne ca și grădiniță, ne gândim la o posibilitate de a face o grădiniță program prelungit acolo. Ar fi foarte bine. Deci, cam astea sunt note. Se vezi unii de anul câți copii sunt cu 27, 28. Ce anume? Ați prezentat la început cu școli. Acum sunt 88 de copii, sunt doar acum 90 copii la data astăzi. La grădiniță. Da, la grădiniță. Da, l-am văzut. În scădere, în următoarea. Scădere pe care nu mă la mână. Mai bine să o facem așa, să vină și alții la mână. Să nu mă 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 la mână. Arunzi, tu ce o faci? Da, cam astea-s datele, dacă sunteți de acolo. Sunteți de acolo? Băi, tineretă, faci la mână. Deci, cu condiția, cum spunea și domnul, să nu mai adauge alte sume, deci contractul dat încheiat și să ne înțelegem. Dar e firesc, că nu e interesant niciodată. Da, ce vorbim? Unde-i puteri? Unde-i puteri? Unde-i puteri? Dar ai plătit și de noi. Da, și noi. Și ne ajută la unei. Da, dar noi plătim chiar de aia de șase, plătesc 50-50. Când ești vreo care fonduri primești cu la noi și la ei. Are. Deci, de exemplu, pe Râul Dulce, tot program asemănătoși. Foarte bine. Același program. Programa general de voluntari de notare. Mai de ce? Mai nu știu cum erau materialele. Cu materialele? Da, materialele cu Râul Dulce, lua ăla. Așa se vedea. Așa e la român. Da, așa este. Da. Dar din ce n-ați făcut acolo? Am auzit, am auzit așa. 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 Concret, îți învăț. Da. Și am multe auzit și noi. Da, băi nu, eu nu, n-am spus clar. Am spus că am auzit. Am auzit că nu, că dacă vedeam doamnă. Acestea cu ei îmi puse Acum vorbesc cu cine le-a zis. Și a zis de experiență, se dau cu spită, cum s-a procedat de a ajuns la finalitate. S-a băgat. Și așa e. E bine așa? La ședință, nu? Așa, direct la urmă. M-a auzit? Alo?
Da, Bogdan, Gabi sunt, dar știi foarte bine că algoritmul ăsta de calcul n-a fost corect. Acum suntem cu toții de față, am aprobat, dar n-a fost corect, pentru că au fost colegi care au declarat mai puțin cu locuitor decât era normal să declare, știi? Și până la urmă ținem toți în solidar, da? Deci eu declar, puteam să declar și eu 3500 de locuitori, nu? Mă făceam și eu părtaș pe toată lumea și împărțeam la unison. Da. Fiecare ne doare proporțional. În fine, asta e discuția. Am înțeles. Și să sperăm că ajungem în decembrie 2019, spune că mai avem ceva de plan.
A, bine, cu aia vom face. Nu, nu, nu. Nu, 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 până la urmă. Înțeles, pentru că... De acolo au urmat, parcurs
că nu, noi suntem de foarte multe ori, mă scuzați că vă întrerup. Noi suntem de foarte multe ore aici. Eu voiam doar, nu, știu, sunt conștientă că se subvenționează anumite taxe. Este normal. Dar pe mine mă interesa și am înțeles în această ședință că s-a primit hotărârea asta de a da banii săptămâna trecută, luni. Stați un pic. Da. Deci de săptămâna trecută ne-a spus domnul primar că știe documentația. S-a trimis săptămâna trecută, iar dumneavoastră, imediat, sâmbătă, sau firma respectivă, deja nu ați mai trimis mașinile. Adică, mi se părea corect. Mulțumim pentru explicații, o seară bună. Nu v-am plătit nimic.